Hei, salut, trebuie la început și bine ați venit la un nou clip. Astăzi un topic mai special. Vreau să vorbim despre problema sau slash intrarea sau slash dragi de miază, cum vreți să-i spuneți, intrarea lui Cosma Liniu în Breața Haiducilor, de ce n-a mai participat sau de ce n-a mai fost invitat la la această serie, având în vedere că Cosma Liniu este unul dintre Haiduci OG, având în vedere că deja au trecut 2 ani, adică 2 sezoane de Breața Haiducilor. Vrem să avem o discuție, de asta azi o să-l avem pe Xilenașu, o să vorbim amândoi gen despre problema asta, o să venim cu niște argumente, cu niște mesaje care ne-au fost date, niște amănunte și să vedem ce va ieși. Bun, de unde să începem? Înainte de toate aș vrea să clarific anumite chestii, nu vreau să se simtă nimeni, cum îi zic, nu amenințat, nu sunt jignit, ori altceva. Vrem doar să vorbim despre subiect din cauza că toată lumea, toți minionii mei cel puțin și anumite persoane de la ceilalți haiduci, toți întreabă de ce nu am fost invitat sau de ce nu am intrat în Breasla Haiducilor sezonul 5. Și sunt și eu la fel de cum îi zice, de interesat de subiectul ăsta la fel ca și voi. Adică sunt puțin confuz, puțin edumerit, dezamăgit, toate la un loc, ca să vă zic așa. Și l-am luat și Pixelinașu azi, vreau să mă ajute, gen să ne dăm amândoi cu părere despre chestia asta, fiindcă și el este un haiduc, dacă nu-l știți din sezonul 4. Și la fel și el, na, posibil să aibă anumite, cum îi zice, întâmplări legate de situația asta. Ok, de unde să începem? Hai să luăm așa, să dăm un pic de refresh la tot ce s-a întâmplat. Cum îi zice, logic că Cosma Liniu a fost în sezonul 2 și, pardon, în sezonul 3 și 4 și am fost selectat pe baza gen, na, cum era caracterul meu, gen ce anume făceam eu de obicei, adică construiam foarte bine pe medieval și toate chestiile respective. Am văzut că își caută membrii pentru sezonul 4 și am aplicat. N-aveam let's play-uri, n-aveam nimic. Doar o serie în care povesteam chestii despre Minecraft și multe view-uri. Da, am înțeles. Băi, oricum, adică nu putem să zicem chat, adică vorbim la pertu aici, adică Xilenașu chiar avea și foarte bine structurate și videoclipurile și toate chestiile astea, adică gen mereu a fost apreciat pentru munca depusă, deci nu putem să zicem absolut nimic. Ca să lămurim o chestie încă de la început. Cine e interesat și știe cum să facă chestia asta, poate să caute și în istoricul clipurilor mele. Eu o duceam mai bine pe vremea serii Marele Secret din Minecraft decât o duceam în momentul în care am început să facem evoluția lumii și după ce a început și Breasla și așa mai departe. Da. Deci view-uri nu a fost o chestie, motiv și pentru care cel mai probabil n-am fost luat, pentru că m-am lăsat de toate proiectele lor, practic. La evoluția lumii n-am intrat la episodul final, la Dragon. La Breaslă, mă rog, la Breaslă s-a încheiat sezonul așa, pur și simplu. Nu, ăla a fost singurul proiect de care nu m-am lăsat. Da. La Secret Santa n-am mai postat de la episodul 3 încolo. Da, ăsta ar fi numit. Care-i motivul neoficial pentru care am fost eu lăsat deoparte? Ce motive au avut pentru tine și... Da, da. Întrebați de mine? Nu, momentan nu am întrebat, dar poate aflăm cumva gen de ce n-ai fost invitat și tu și ceilalți care au mai participat la serie. Dar ca să o luăm așa pe scurt, gen sezonul 5 a început random, eu am rămas pe serverul de Discord, după cum știți, serverul de Breasla Haiducilor, gen încă avea gradele de Haiduc OG, respectiv care puteau să vadă efectiv tot ce se întâmplă în serie, cum ar veni. Nu am fost anunțat absolut nimic. Deci aici e cea mai mare durere a mea, fiindcă, cum am spus, de la început, eu, pentru mine a fost o onoare să intru în Breasla Haiducilor, a fost, nu știu cum să spun, îți dai seama, când ești un YouTuber mic și gen începi să lucrezi cu oameni mai mari, adică mă refer care știu, care au mai trecut prin serii, care dragemează, au abonați mulți și viewers și toate alea, logic că pentru mine a fost o onoare și am respectat pe toată lumea din serii, deci nu mă înțelegeți greșit și în momentul ăsta îi respect la fel de mult pe toți, chiar dacă acum cu faza asta gen
am văzut ce fel de oameni sunt, eu am venit cu un respect. Și din cauza asta am venit și cu implicare. Adică, gen, puteți să vedeți pe canalul lui Cosmalinu, când am început prima oară, într-adevăr făceam numai live-uri zilnic, ca și în ziua de astăzi, dar după m-am pus, gen, și logică, am compliat, nu? Și am făcut videoclipuri pe breaslă, am făcut 50 și ceva de videoclipuri în sezonul 3, iar sezonul 4, din cauza că a fost mai scurt, o să ajungem și acolo, gen, s-a făcut mai, să zicem, mai puține episoade. Dar nu au fost membri în sezonul 4. Și nu au fost, exact. Nu au fost 7 și nici aia toți activi. Exact. Main problema a fost următoarea chestie. Eu nu că sunt, cum îi zic eu, trebuia sau depindeam de breasla haiducilor, că nici la început, nici acum, eu am intrat, ca, cum am spus, eu cu o onoare, gen că, na, să lucrez cu oameni, cunoști prieteni, gen îți faci amintiri și toate chestiile de genul ăla, nu? După ce am intrat în breasla haiducilor, gen cum am zis, mi-am depus în fiecare zi, am depus efort, am făcut videoclipuri, posibil, cum am spus, eu am atras atenție de la început din cauza că eram în perioada respectivă, eram mult mai hype, aveam o grămadă de, cum îi zice, de energie pe atunci, că eram un pic mai tânăr, dragemează, și m-am Merit simțit pare. Exact. Și m-am simțit foarte bine, gen pe serie. Și m-am dedicat, deci mi-am lăsat chiar seria mea de hardcore și gen m-am dedicat mult mai mult pe episoadele de breaslă, să construiesc, să fac chestii, gen să arăt că pot, da? Fiindcă, cum am zis, credeam că ei sunt la acel nivel și din cauza asta a trebuit să mă ridic și eu ca așteptări, cum ar veni, știi? Faza e următoare, eu am lucrat și la spawn, am lucrat și la zona de shop-uri, am lucrat și la baza mea, am lucrat peste tot. Deci, dacă vă aminte, am făcut tot spawn-ul medieval din breaslă haiducilor sezonul 3. Și în celelalte locuri, mă ajută-l pe Ciuncio, fă încolo, du-te încolo, toate chestiile astea. La fel și în sezonul 4, m-am dedicat extrem de mult, gen, am construit, dacă vă uitați în sezonul 4, am construit majoritatea chestiilor în zonă. De asta eu am zis, gen, să facem ceva diferit față de sezonul predecent, din cauza că, cum îi spune, ei aveau chestia asta, aveau o idee, gen, să mergem într-un loc, să ne facem mega base-urile, că atunci cam asta era ideea, să facem un mega base și dacă ne întâlneam ocazional sau dacă ne chemam maxim, în rest n-a fost deloc cum așteptam eu. Vorbeam pe Discord să facem trade-uri. Bă, da. Asta a fost cumva dezamăgitor. Uite, ca o paranteză la ce ai zis tu legat de onoarea că ai fost în breaslă. Bă, la mine, ca o mică poveste, așa, ca un mic story time, breasla haiducilor e motivul pentru care eu m-am apucat de YouTube. Dar nu breasla haiducilor asta. Breasla haiducilor alu Demsky. Exact. Ce auzi, da. Și știu despre ce e vorba. Prima breasla haiducilor vreodată, când au venit ei cu numele, cred că Demsky sau Rodby a venit cu numele ăsta, a fost făcută de Ostailo, care nici nu mai face YouTube, sau dacă face, nu știu cum are canalul sau ceva de genul ăsta. Așa, după primul sezon, cred că, sau nici măcar după primul sezon, a preluat Demsky proiectul și l-a ținut vreo 2 ani, 3 ani, nu știu exact, sau 2-3 sezoane, după care l-a preluat Puf, mi se pare. Da. După care Demsky mai revenea el așa, dar lui se cam luase de Minecraft. Pe vremea primei breslea haiducilor, Hermitcraft încă nu era popular și singurul server de genul internațional era Mindcrack, dacă știi. Da. Și acolo erau toți care sunt acum practic mari OG în Hermitcraft. Și BWO și B-Dubs și Ito și toți ăștia erau în Mindcrack. Și după văzusem Mindcrack, după ce am văzut breasla haiducilor, și mi se părea un concept atât de șmecher că sunt oamenii ăștia care fac și YouTube toți și se joacă pe același server și gen vezi mai multe chestii, mai multe perspective și fac proiecte împreună și construiesc chestii și se trolează și își fac farse și interacțiuni din astea și era mamă cât de șmecheri ăștia și aveam niște tovarăși cu care jucam atunci și am zis bă, hai să ne facem canal de YouTube, hai să nu știu ce, eu cu ideea că la un moment dat o să ajungem în breasla haiducilor. Dar mai mult eu voiam să fac canalul ăla de YouTube și ei s-au băgat, au făcut 2 clipuri
cu mine pe canal și după aia a rămas practic canalul meu, știi? Am înțeles. Încet m-am băgat pe League of Legends, că postam și eu de toate pe canal, nu doar Minecraft. A mers mai bine League of Legends o perioadă, după care n-am mai mers nici League of Legends și am zis, bag picioarele, eu mă întorc la Minecraft, că eu Minecraft voiam să fac inițial. Asta pe o perioadă de vreo 3 ani, 4 ani, eu știu. Și în 2021 am zis, gata frate, știu ce fac. Era pandemia și văzusem la Game Theory chestia cu povestea din Minecraft și nu știu ce și că hidden lore și așa mai departe. Și am, bă, dar stai mă, așa că eu știu mai multe mecanici din joc și știu să fac povestea mai bine. Și m-am apucat să fac chestia asta și m-am ambiționat și uite că la un moment dat am văzut, păi căutam membrii pentru Breasla Haiducilor și mi-am amintit, stai mă, că eu în Breasla Haiducilor voiam să intru. Exact, da. Și intru și la un moment dat văd, păi dar unde-i Ganicus, unde-i Demsky? Bine, de Demsky știam că nu mai joacă și nu se mai ocupă și nu mai este și așa. Dar unde-i Demsky, unde-i Broadby, unde-s toți din Mind City practic? Da. Lipseau, adică cei... Și era un pic așa, știi, gen, bă, da, cumva... Mi-am îndeplinit visul copilăriei, dar pe jumătate, știi? Înțeleg, da. Nu era, adică... nu era la ce te-ai așteptat, adică... Da, exact. Da, să cunoști ceilalți oameni și... Ca și când ai primit așa o diplomă de participare, nu știu cum exact, să... Exact, da. Să da. Fac o analogie la chestia asta. Și ce-a fost cu adevărat, nu știu cum zic, un red flag în toată chestia asta... A fost că filmam pentru 100 de zile, știi că noi am făcut la începutul sezonului 4, cine a vrut, a făcut clip cu 100 de zile. Da. Și ne-am înțeles că restul care nu fac, să aștepte să-și posteze primul episod până facem și noi editul la ăla și na, să nu, practic să nu se dea spoilere și să nu așa mai departe. Exact. Și... Mai stăteam pe Discord, noi astea, când mai farmam, când mai eu știu ce mai făceam pentru clipul ăla de 100 de zile... Și întreb, știi, dar care-i faza, gen, de ce sunt Ganicus, Rodby, ăștia OG din Breasla Haiducilor, de ce sunt în alt proiect în paralel cu ăsta și gen, de ce nu e un grup mare de YouTuber, că și ea fac let's play-uri cu Minecraft, că-i Vanilla, că-i nu știu ce, că ăstea. Și știi ce răspuns am primit? Ce răspuns? Păi, na, unii sunt așa mai, vor să scoată content cât mai ușor, să apese record și să filmeze jumătate de oră și după aia să dea stop și să posteze, știi? Adică să nu muncească pentru clipul, cam asta, cam asta era, ăsta era mesajul, știi? Adică noi nu umblăm cu deștea care nu-și muncesc clipurile, știi? Noi aici vrem să facem ceva serios, noi vrem să facem o serie serioasă și așa mai departe și da, ok, aprecie, adică înțeleg, în teorie e bine, ce zici? În practică nu e chiar așa. În practică, știi care e faza? Uite, știi manhunturile lui Dream? Da. Se trag mai multe, aia e categoric. Ei, logic. Nu ajunge, dacă nu ajunge în Stronghold, nu se pune ca episod. Că mai pierde, mai câștigă. Da. Dar dacă n-ajungi măcar la Stronghold, nu e episodul. Exact. YouTube, știi? Adică n-ai un... Adică nici măcar n-ai avut șanse să bați dragonul și atunci nu-l pui, îl refaci, știi? Da. Na, dar asta zic, gen, îl ai tras dintr-o bucată tot. Exact. Și numai niște tăieturi unde, na, să se păstreze contentul relevant și sub o oră. Da. Da, știu ce zici, știu la ce trebuie. Că la nu-i content muncit, știi? Exact. Chiar dacă e start-stop recording. E fază din cauza asta, cum am spus. Eu, personal, după cei 2 ani de experiență în breaslă, am observat o chestie. Într-adevăr, puteți să vedeți toate episoadele mele, dar sunt pe canal, nu le-am ascuns, nu le dragi mea, așa. Eu am fost mai basic, adică nu pot să zic că gen am făcut nu știu ce gen de episoade, n-am stat ori întregi gen să, sau zile să le editez, adică au fost cut unde trebuia, făcut un timelapse, dragia mea, știi? Adică eu logic eram și la început, nu prea m-am priceput așa de wow ca să zic că eu făcând numai live stream-uri, înțelegeți de ideea. Dar într-adevăr, gen... De aici nici mie nu mi-au plăcut anumite chestii, că, spre exemplu, nu știu cum a fost Ganicus, care a intrat gen și a filmat vreo 5 episoade doar pentru Cloud, doar pentru că era începută breasla și după aia gen n-a mai făcut absolut nimic, n-a mai intrat până la finalul serii sau ceva de genul. Și am observat chestia asta, că toți din breastă nu vroiau să depună efort. Înțeleg că overtime, adică gen după atâtea sezoane, gen înțeleg că la un moment dat, na, nu mai e același chef.
Dar dacă nu mai e același chef, nu trage doar din numele Bracelet ca să scoți vizuri la început și după aia gen să-ți bați joc. Încă de la evoluția lumii, în Assassin's UHC, până și în Secret Santa, în Bracelet nu mai zic, le-am zis cred că din prima oră, hai să băgăm un Vein Miner, hai să băgăm un Tricapitator, ceva un ăsta. Ceva care să-ți scoată în evidență, în momentul în care tu te duci la adunat de resurse, tu spargi bloc cu bloc. Ăla e timp pierdut IRL din viața ta de content creator, timp pe care l-ai putea petrece editând sau scoțând mai mult content. Să minezi nu-i content. Adevărat, asta e basic, adică... Să faci timelapse cu speed mining sau cu tăiat de copaci sau cu deforestare sau cu Exact. Îmi pare rău, dar nici în 2012 nu era content. Indiferent cum tragi tu cadrele alea cu replay modul, cu cinematice, cu te miști, nu știu cum, te dai peste cap, tumbe, efecte speciale, nu știu ce, nu-i content. Întocmai. Toată lumea sparge copaci în Minecraft, toată lumea minează piatră și găsește diamante. Exact, asta e esența Minecraft-ului, asta e chestia să le faci mereu la început. Adică... De ce să stau eu și să pierd ore pe chestia asta, când există moduri care îți calculează cât să-ți ia din durabilitatea uneltei, cât să-ți ia din hunger, în funcție de câte blocuri ai spart. Tot ce câștigi este timp IRL din viața ta, timp în care ai putea să faci content mai bun. Da. Știi? Da, adică pe scurt ce vreau să zic, Excelena și eu, este că se puteau băga chestii care gen, să nu fie foarte wow, adică mă refer să modifice tot vanila, dar mă refer că se putea să fie ceva diferit, ceva... Ce e cel mai ironic e faptul că acum în sezonul 5 au așa ceva. Nu mai știu la cine în clip, eram curios și din întâmplare am văzut că o spart un copac și repede s-au despaunat toate frunzele din el. Am înțeles. Și foarte bine modul. Da. Și ziceau, nu, că păstrăm serverul vanilla. Exact. Mie unul personal îmi place să sparg așa, să mă relaxează, mă nu știu, dar du-te frate pe single player și relaxează-te. Întocmai. Știi, adică... Ce vreau să spun este că și eu și Xelena și Eugen am intrat amândoi în serii cu speranțe mari, fiindcă ne uitam la ei ca la niște youtuberi nu experimentați, cu ani în spate, cu... experiență de building, experiență de orice, nu? Deschiși, noi așa am crezut, că sunt oameni deschiși care înțeleg, care putem să vorbim, să dezbatem idei. Mie sincer nu-mi păsa de building de astea, eu chiar voiam să am un grup de oameni cu care să facem niște chestii așa, niște interacțiuni faine, niște să ne, nu exact, știu, să ne folosim între noi, să ne... Adică, să faci amintiri, da. Asta zic, că vreau să ajung și acolo. Pe care nu-l pot face eu pe single player, că așa exact. Putem face pe single player, în care îmi fac o bază și un megabase și mai fac după aia încă una și mai multe tematici și din asta. Da, exact, pe asta vreau să zic și să ajung și acolo, mai mult gen... Să colaborezi, gen, să vezi alți oameni, să poți să faci prieteni, tot așa, știi? Adică chestiile astea vin odată cu genul ăsta de serie. Dar, spre surprinderea noastră, eu cel puțin am rămas foarte dezamăgit, adică m-am dedicat total, adică mi-am dat tot skill-ul, tot ce am putut eu, numai că să arăt, să fiu vesel în fiecare episod, să fiu gen cum ar veni, să dau un vibe bun, fiindcă asta e cel mai important, să dai un vibe bun, să dai creativitate și toate chestiile respective. Am lucrat, și nu puteți spuneți, puteți să vă uitați din nou la episoade, am lucrat, cum am zis, la spawn, am lucrat în partea aia, dragii mei. Eu ce vreau să spun e că după două sezoane în care mi-am depus tot sufletul acolo. Deci din cauza că am depus tot timpul ăsta și am rămas extrem de dezamăgit când pur și simplu a început seria Bracelet Haiducilor. Dacă nu îmi spunea prietena mea gen că vezi că au postat sezonul 5, eu sincer nici nu știam. Nici măcar un mesaj. Băi, un mesaj, două cuvinte. Băi, Cosma, sezonul ăsta vrem să începem, să facem sezonul 5, dar ne-am gândit că nu știu, dădeam un orice motiv, gen, bă, nu ești fit, nu vrem hype-ul tău, nu știu, orice, ceva care să mă mulțumesc să sufletești. Eu știam că odată ce intri în Bracelet Haiducilor, ești haiduc. Nu că ești dispensabil imediat la orice din asta. Nu e ca și cum am intrat o lună de zile în serie, sau o zi, în un episod, și gen, gata, zici, băi, ok, știi? Cine e ăla? Am fost 2 ani de zile, am lucrat și mi-am pus curul în seria respectivă și timpul, fiindcă timpul ăla putea să fie băgat în altă parte dacă știam că se ajunge la chestia asta.
nu știam că o să ajungem și la un anumit punct în care gen îmi spune că e ca și cum au luat-o de la început. Eu nu văd să o fie luat de la început, fiindcă ăsta e sezonul 5, nu-i sezonul 1. Deci, hai să luăm așa, da? Eu după chestia asta, după ce am primit vestea, am rămas, efectiv mi s-a făcut rău. Mi s-a făcut efectiv rău. Fiindcă nu m-am simțit și trădat și jignit și toate la un loc, efectiv. M-am simțit oribil. Deci m-am simțit de căcat. Nu știam cum să cer mai repede o explicație de la cineva. Și logic că am apelat la haiducii noștri, nu? Prima oară, gen, l-am luat pe, cum îi zice, pe Ionuț, fiindcă, na, Ionuț, gen, m-am înțeles, e unul dintre haiducii care m-am înțeles cel mai bine, am corelat cel mai mult cu el și în, cum îi zice, și în sezonul 4, am lucrat foarte mult amândoi și tot așa, da? N-am stat să, cum îi zice, să le editez sau ceva de genul, puteți să vedeți cu conversațiile aici, pe ecran, da? Puteți vedeți, l-am salutat, l-am întrebat pe Ionuț, el a spus că nu are toate detaliile, puteți citi și voi comentariile de sus până jos, a zis că nu are toate detaliile legate de ce s-a întâmplat, el a spus doar că ce a înțeles este că sunt anumite conflicte și nu știi. Au fost ceva conflicte la tine pe live de unde s-au tras niște concluzii. Exact. Și mă gândesc la ceva neînțelegere, vorbește cu Puf sau cu Blue. Da. Și spune mai jos aici, îmi zice că îmi pare rău, dar nu știu, îl înțeleg pe Ionuț, fiindcă nu se bagă, din cauza că Ionuț a fost mereu mai pacifist, adică gen, nu e, da, nu e treaba lui. Și îl înțeleg, că e logic că nu-ți face plăcere să te bagi într-o chestie asta. Zice că tot ce mi-amintesc, după cum vedeți aici, tot ce mi-amintesc e că a fost o ceartă urâtă, aparent, probabil recent, acum una, două luni. Eu, legat de chestia asta, nu știu absolut nimic despre ce vorbește Ionuț, dar ăsta a fost un motiv. Da? Deci asta a fost literally un motiv. De două secunde. Tu ai luat așa direct. Nu, pe bune. Ceva, am făcut ceva. Pe bune. Deci eram atât, nu știu, mă simțeam, bă, oribil rău mă simțeam. Știi? Și eu l-am întrebat. Din ce mi-a zis Puf în momentul ăsta, zici că au avut micile diferențe. Nu știu nici la chestia asta, bă, la ce se referă cu micile diferențe. Ce s-a întâmplat? Adică, gen, cum să... O tradus cuvântul mot amu, dar... Da. We had our differences. Ca să facem un time skip, gen, ce s-a întâmplat în sezonul 3, după cum știți, chat, eu am venit cu o idee. Fiindcă Breasla Haiduce, cum am zis, era chestia asta basic, du-te, fă-ți-o din asta, cum îi zice, fă-ți-o o bază din aia mega base, shit, dragemează, și... Era roleplay și colaborare extrem de puțină. Deci dacă eu nu mă duceam să trag de unul sau să zic vorbesc cu celălalt, degeaba eram acolo. Deci eram pe propria piele, ca să zic așa. Și chestia asta mie nu mi-a plăcut. Eu am crezut că gen, dacă o să intrăm, o să colaborăm, o să vorbim, o să facem planuri, o să construim toți împreună toate chestiile astea, nu? Și eu în sezonul 3 am venit pe la mijloc, am venit cu idei. Gen, care nu a mai fost băgată în breaslă până în momentul respectiv. Cum să vă spun? Așa că... puțin, că, simt deja comentariile care vin și zic că ești frustrat și așa mai departe. Imaginați-vă următoarea comparație. Sunteți la, nu știu, masa de Crăciun, o masă din asta importantă în familie și aveți familie mare, da, cum e în filme, cum astea, și... Toți stați la o masă mare, da? Și stă, nu știu, ăl mai bătrân, bunicul, străbunicul, în capul mesii și în partea alaltă stau copiii și puși așa cumva pe vârste, exact, știi? Exact, da. Și, mă, cumva, la masa de Crăciun din anul ăsta, e cu un scaun mai puțin la masă. Și vii și zici, da, eu unde mă așez? Și ți se zice... A, scuze, nu mai era loc. Păi ba da, mai e loc, că gen, nu e ca și cum e un număr finit de sloturi pe un server exact, de Minecraft. Exact. E doar că nu ți-o pus nimeni scaun acolo sau ți-o luat cineva scaunul și e ca un fel de faza cu serverul de Discord, că tu încă ești pe serverul de Discord, bănuiesc, doar că n-ai niciun grad. Nu, am ieșit după și eu din cauza că o să, de asta vreau să zic că o să ajungi și acolo. Am ieșit de când s-a gătat sezonul 4. Am înțeles. Așa, da. Ideea e că, cum îi zice, nu ai scaun la masa aia,
Dar nimeni nu se zice că nu mai ești binevenit. Știi? Exact. Da, poți să stai, dar nu știu, stai și tu jos sau habar nu știu. Da, rămâi acolo în serverul de Discord, dar n-ai niciun grad de haiduc, OG, niciun ăsta, niciun nu știu ce. Exact, asta vreau să spun. Eu am venit cu ideea asta, am venit cu, ca și cum să creăm un fel de bătălie, nu? Fiindcă vedeam că toți nu mai aveau chef, fiecare construia la casele lor, deci nu era niciun fel de conexiune, între noi, nu? Și eu am venit cu ideea asta, gen să facem un fel de, ca zic în ghilimele, război. Și na, acum m-am gândit, băi, logic, și cu Blue mă cunoșteam, din cauza că Blue, la fel, pot să zic că, poate să recunoască, nu poate să recunoască, Blushman a tras de content de oricine. Deci mă refer să-și facă pentru episoadele lui. Aia poate să recunoască, poate să nu. Faza e următoare, eu, gen prima oară, am făcut un magazin de beți. Na, o chestie amuzantă, știi, basic, știi, ceva random. Și mă făceam că îl atac cum ar veni pe Blushman, dar într-un mod creativ. Deci nu a fost nimic să fie destructiv, să bag TNT-uri, să-mi bat joc de construcțiile respective. Chiar foarte puțin interacționat cu clădirea respectivă, nu? Ca și cum trăgea ăsta cu un pistol cu laser, săreau așa niște bloace, nu? După aia, gen zicem, l-am atacat pe Colpir cu o catapultă, nu? Și o catapultă i-a lovit cum ar veni shop-ul. Din cauza, din ce cauza chestia asta, că ca și cum cumpăr numai de la ei, dar de la mine nu cumpără nimeni. O chestie amuzantă, nu să legi. De aici ei puteau să vină cu orice fel de răspuns, nu știu, să mi-l tragă înapoi bolovanul, să tragă cu altceva în mine, nu știu, chestie, un fel de roleplay, da? Un fel de roleplay constructiv. Problema care a fost în toată chestia respectivă, fiindcă Colpir s-a supărat pe faza asta. Cum îi zice? Dacă începi un proiect de genul ăsta, nu? Adică o chestie din asta. Cum îi zice, nu ai cum să-i zici persoanei respective, nu? De asta, cum îi zice, l-am luat pe Deme și pe Dani la vremea respectivă și gen, i-am făcut, ca să zic, am început chestia asta, războiul ăsta, nu? Colpir s-a supărat. Eu i-am spus și Lupuf, fiindcă o să vedeți în discuție mai încolo, eu i-am spus și Lupuf. Măi, nu e că eu i-am distrus clădirea omului, gen, era doar o construcție organizată, cum ar veni, ceva creativ. Dar Colpir s-a supărat. Colpir în sezonul 3 nu prea interacționa cu absolut nimeni. Singura chestie care și-a făcut-o, și-a făcut o peșteră la foarte mare depărtare și un shop de redstone în zona de shop-uri. Nu, atât. Iar el oarecum gen s-a supărat pe chestia asta. Ceilalți nu au văzut ideea mea, băi, ca o oportunitate de a crea videoclipuri. Ei au văzut-o ca un atac la adresa lor, ca și cum cine sunt eu să vin cu o idee nouă, să inovez ceva și să, fără să le zic, fără aprobarea lor sau chestii din astea. Ceea ce pe mine m-a lăsat extrem de rece la vremea respectivă, gen, eu am încercat să le explic, măi, nu a fost să fac rău, a fost doar să fac content pentru toată lumea, nu? Și toți să fie, fiindcă după aia Dani a tras cu laserii, fiecare, adică câteva persoane au fost involved în chestia respectivă, dar numai Colpir s-a supărat și ei au vorbit în privat. La o anumită ședință, efectiv m-am simțit ca ultimul om de pe planetă, deci m-au făcut să mă simt ca ultimul om de pe planetă. Deci eu am vrut să ajut, am vrut să fac o conexiune între ei și între mine în principal, fiindcă eram nou, iar a fost primit extrem de ură, gen toată chestia respectivă. Puf a sărit, deși Puf făcuse doar două episoade, făcuse primăria și ceva de genul, Puf le-a luat numele lor și a vorbit și s-a luat de mine în toate modurile în momentul respectiv. Adică, cum îi zice, că el încerca să-mi explice mie că e numai vina mea, că de ce am făcut chestii respective și că, cum îi zice, de ce n-am anunțat pe nimeni că trebuia să le zic. Păi măi, dacă începeam și le ziceam, ce rost mai avea toată chestia respectivă, nu? Adică, sincer acum să fiu cu... Da, nu mai avea nicio reacție. Nu avea nicio reacție, nu? Adică, gândește tu, nu? Dacă, excelent, eu îți făceam o chestie ție, nu? Când intrai, zic, bă, ce s-a întâmplat acum? What the fuck? De unde și când și din asta, știi? Adică, și după aia vrei să afli ce s-a întâmplat, nu? Bă, uite, și ce am făcut eu în sezonul 4, poți să consideri un pic de griefing și categoric mai mult griefing decât ai făcut tu din ce înțeleg în sezonul 3. Când mi-a pus Ionuț
zi alea. Practic, da, eu alea, corurile. v-am luat toate animalele. Nu știu dacă ați crezut că vi le-am omorât sau nu. Eu doar am săpat sub ferma voastră de acolo de la spawn și toate animalele erau acolo erau sub. Erau acolo, da, da. Dar că am pus podeaua înapoi peste și na, nu s-au văzut. În da, harmless oricum nu. Și a venit Ionunț să-mi umple zi, chisele, da, de da, 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 a fost cute tare. Și după aia m-am dus la baza lui, care era un observator făcută cu pola din da, cupru. Da, da. Și am resetat cupru, că na, el era cu da. Și ție că aveai căsuța aia mică acolo și era în toate direcțiile, n-aveai toate itemele tale erau puse în peste tot, cum da, random. Cum găseai loc, cum găseai sloturi acolo le puneai. Am găsit foarte mult elitra și am luat elitra și calul. Știu, a fost super tare, că oricum așa. Am râs o grămadă, dar și m-am speriat, gen, căutam în dreapta, în stânga, chiar a fost super. Căutam să continui treaba asta cu elitra și cu calul și cu nu știu, vreau să-ți fac un fel de zi, cum se numește, să te duc la așa, la o vânătoare de comori, știi, să-ți găsești asta și la un moment dat să-ți pun o capcană să te omor. Dar mă refer că ai încercat gen să continui să zici, chestia asta, nu? Adică o să zici că ar fi Griffin, că omul a stat să-și lase cuprul ăla acolo, să îi se oxideze, da, să nu știu, și am venit eu ultimul țăran și i-am dat cu ceară și cu cu toporul să îi le blochez și să îi le resetez și nu știa omul care e blocată și care da, e, da, știu. Erau așa toate de anapoda și astea și după aia am umplut și baza de paturi, că el nu dormea. Da, nu vrea să doarmă, nu vrea să doarmă deloc, da. Și am umplut acolo podeaua de paturi. Dar nu să zici că a fost un pic Griffin, că a fost ăsta, dar eu nu mă pricep la ăsta și Știi cum am văzut? Eu am văzut mai mult că vroi exact dorința care am avut-o eu în sezonul 3, să fii, cum îi zice, parte la ce se întâmplă acolo, la acțiune, nu? Nu e asta? Da, bă, voiam să instig ceva, știi? Da, da. Și am înțeles la, nu știu dacă, ai fost online la faza aia. Nu cred. Dar lucram eu la ceva în Nether pentru ferma aia de gold ce o făcusem. Și am murit în lavă. Și după aia, na, neavând niciun item și astea, ne-am strâns acolo, cred că urma ședință. Imediat după. Și s-au pus tot să mă omoare, că eu dădusem deja drumul la jocul ăla cu craniu. Da, cu craniu, da. De trebuia să adun capetele tuturor. Deși tu nu erai acolo, dar nu mă băgasem în joc, s-au pus să mă omoare toți și, bă, da, pe moment mă tiltase un pic, știi? A fost urât oarecum, adică gen... Hai să înțelegem un pic măcar faptul că nu se pune, știi? Și nici măcar faza ei următoare, gen, între ei nu se băteau, dar numai pe tine te fugăreau la faza respectivă. Da, aia zic, adică făcuseră gangbang așa pe mine, știi? Și era un pic tiltantă chestia asta, dar am încercat... Logic. Ai încercat să zâmbești, exact, să fii acolo. Am încercat să nu iau personal și să, nu știu, să fac o scenă și să stea că, na, poate oamenii filmau sau ceva, da, știi? Da. Și am zis că, na, lasă că fac eu ceva, văd eu cum mă răzbun, cum transform asta într-un storyline, știi? Numai că s-o găta sezonul după aia, la o săptămână sau cât, o zis Blue că el se lasă, da, și după da, aia da. Zis, păi, na, dacă nu mai joacă plun, mai jucăm nimic. O să ajungem și la asta, dacă vrem să explic chestia asta. Deci faza eu zic și puf aici, da, din micile diferențe. Deci, practic, ăsta a fost toată chestia. Deci, dacă voi, din perspectiva de abonați, da, dacă voi chestia asta ce am făcut eu, că doar știți episoadele, gen cu catapultele, cu macaraua, că... toate chestiile astea au fost făcute constructiv. Nu i-am dat, nu i-am băgat TNT, nu i-am distrus, adică mă refer, nu i-am distrus gen clădirea sau chestia respectivă. Chiar dacă, sincer, o spun acum pe videoclip, chestia aia a fost făcută cu laimatică și copiată. Deci majoritatea, deci acum puteți să spuneți, să nu ați văzut-o și voi, v-ați dat și voi seama, majoritatea construcțiilor făcute de haiduși sunt chestii copiate de pe internet sau modificate puțin de ei, gen... cum îi zice, și copiate cu laimatica pe lumea lor. Dacă puteți să mă credeți hater sau nu, puteți să verificați și voi să vedeți chestiile alea, că le găsiți oriunde. Nu e vorba de asta, e vorba că el nu a luat-o ca oportunitate și ceilalți nu au luat-o ca oportunitate, gen să facă videoclipuri și să zică, wow, ce se întâmplă, bă, ăla, așa, hai să-l ajut pe Colpir, hai să-l ajut pe... Nu, el hai a luat-o să, ca hai un... să dezvăluim un secret din industrie. Oricine face... timelapse cu un build,
și îl vezi că o construiește pe layere. Exact, pe layere, adică așa, puș, 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 puș. Nu o construiește pe segmente. Exact. Segmente, adică, acum am făcut zidurile. După aia, ferestre și toate. Acum am făcut acoperișul, acum am făcut turnul ăsta, acum am făcut nu știu ce, știi, adică... Le iei așa segment. Știu, știu ce zici, știu ce zici, da. Da, da, da. Dacă vezi pe timelapse și dacă ești dat pe super repede înainte, clar. Atunci categoric. Așa. Dar dacă, mai ales dacă îl vezi pe layere, vezi mai întâi primul bloc înălțime și tot outline-ul clădirii și după aia al doilea și după aia al treilea și vezi cum se ridică efectiv clădirea de la primul bloc la cel mai din vârf bloc. E clar. Ăla-i făcut cu din ăsta. Acum da, posibil să fie și făcut pe creative exact, nu spun nu, nu spun nu. Deci că ei fac și chestia asta, adică gen, mă refer că construiesc clădirile acolo și după aia le transmit. Dar eu am rămas atât de scârbos oarecum, fiindcă eu nu sunt genul. Dacă ați văzut din live-urile mele cum sunt eu, da? Eu construiesc totul din mintea mea, din inima mea, atunci pe moment, nu? Dar când vezi gen, uite, spre exemplu Dani, care intră pe lume, pe videoclip efectiv, cu laimatica, adică folosiști efectiv laimatica și o arată schițele și toate alea, nu știu, eu... Da, măcar nu se ascunde. Eu văd... pentru ce folosește laimatica? Că mă iau acum de un pic așa, că nu pot să mă abțin, că... Că el construiește, are idei, da. Deci el are idei, nu zic nu. Păi dar... da, dar ce pune din laimatica frunzi? Nu tot, adică gen ce a construit el pe acolo, știi? Dar în fine, mie chestia asta mi s-a părut... mi s-a părut scârboasă rău, gen. Da, într-adevăr, salvează o grămadă de timp, dar în același timp nu te mai consider un builder, sincer să fiu, cu partea asta. Da, te ajută foarte mult, da, dacă vrei să faci un proiect din ăla gigantic, dar în același timp, nu știu, eu așa o văd eu, asta e personal de la mine. Dar e faza următoare, na? Construcția, bă, era o singură construcție, mă, na? Și genii s-au supărat pe chestia respectivă. Și el spune aici, micile diferențele din sezoanele trecute. Numai incidentul ăsta a fost din sezonul 3, da? Chestia asta, că am venit cu o idee, literal și mi-au sărit în cap. Deci doar chestia asta. După, deci aici nu există sezoanele trecute, nu știu ce zice Puf. În sezonul 3 la final, eu cu Colpir am îngrăpat să cure, ca zic așa, da? Mi-am cerut scuze pentru chestiile care le-am făcut, gen, ca să nu fie rachionă sau chestii din astea, știi? Am făcut-o și pentru roleplay și pentru... dar și, gen, na, de la persoană la persoană, nu? Poate chiar s-a simțit ofensat omul și dragii mei. Și ne-am împăcat. În sezonul 4 a fost discuție, gen, dacă cineva mai vrea să facă chestia respectivă, gen, să-l întreb și dacă aprobă, putem să continuăm, na? Ei, în sezonul 4, după cum știți, eu am făcut o întreagă poveste. Le-am pus și cărți ca să le explic exact lore-ul, cu pagini, cu informații, cu toate chestiile. Le-am făcut șerpălări, am făcut toate drăciile acolo, nu? Eu cu Colpi la fel, am făcut PVP, el a tras în construcțiile mele cu avioane, eu în el cu gheață și chestii din astea, da? A fost super. Singurul, deci eu de asta, toate ideile care le-am adus Brestii Haiducelor, spre exemplu în sezonul 4, de asta eu am rămas șocat. Fiindcă tot ce am adus, toate ideile care mi le-am spus, au fost transpuse în sezonul 5. Dar în sezonul 4 nu prea au fost privite cu ochi buni. Adică ce vreau să spun, să stăm cât mai apropiați, gen să putem să filmăm episoadele respective, să ne întâlnim cât mai mult, să colaborăm, să facem proiecte comune, să interacționăm și toate chestiile respective. Dar ce-au făcut în sezonul 5? Că am văzut doar o parte din primul episod. Deci atunci, în sezonul 4, erau efectiv contra la toate ideile astea, știi? Deși cu greu le-au acceptat. Până la urmă, el a fost tot singur care a plecat de acolo după ce și-a făcut caravana respectivă, a plecat și și-a făcut un megabase, a rămas tot la aceleași idei blocate mental, nu știu, dragemează. Eu din cauza asta am vrut să stăm. 3000 de blocuri să-și facă oraș. Sincer, eu din cauza asta am vrut să stăm. Fiindcă logică, dacă eu fac un videoclip și trece Colpir prin față pe acolo, sau, nu știu, Dani, sau dragemează, nu? E altfel videoclipul decât dacă... Îl chem doar pe ăla și filmez o secvență pe el, nu? Tu ai făcut o căsuță acolo așa de început, da. Și ai ornat-o și ai făcut o grădină și ai făcut niște copaci noi custom. Dani, am văzut că iar la fel și-a făcut o casă, mă rog, cu mai multe etaje și foarte multă verdeață în stilul lui. Colpir și-a făcut cimitirul ăla, da, cu cristalul și tot mai departe. Ionuț a făcut un observator și cumva rămăsese spațiu în mijloc unde era satul ăla de la Spawn. Village-ul Vanilla, mă refer. Da. Și eu așa am înțeles cel puțin că o să
facem ceva acolo la sponge în un fel de... Așa s-a spus. Așa s-a spus, dar nimeni n-a mai venit gen să mai facă. O să vă zic și de chestia asta, da? Deci, practic, el îmi zice că din micile diferențe chestiile astea au fost, da? Adică, practic, deși noi am îngropat însă curea de mult chestia asta. Faza e următoare, chat. Eu o spun pe șleau. Blushman este doar un profitor. Deci, o spun pe șleau ca să știe toată lumea. Blushman s-a lăsat din Minecraft că a zis că gen nu-i mai aduce vizuri, nu-i mai place și nu mai e din astea. S-a apucat de un canal de gaming și a pus, a avut 600 de vizuri la fiecare videoclip, a alergat înapoi în 5 mâini, a alergat înapoi la Minecraft, da? Deci din sezonul 3 eu l-am observat, n-am vrut să spun chestia respectivă, n-am vrut să mă plâng sau alea astea. Deci el din primele 30 de secunde ale Brestei Haiducilor sezonul 3 a vrut să mă ia pe mine. Din ce cauză? Fiindcă era nou, construiam foarte bine, aveam hype, aveam Caterinca, aveam toate chestiile respective. A vrut să mă fure din primele 30 de secunde ale din ăsta, că a venit după noi și ne-a zis. O paranteză la chestia cu Blue, nu mai știu de unde am primit clipul cu ceva update sau mi-a fost recomandat de YouTube, nu știu exact. Zicea că nu mai vrea să facă content din ăsta, cum să zic, să stea foarte mult la un clip și nu știu, vrea să fie tot așa mai lejer sau nu mai știu. O folosit niște termeni din astea. Practic a zis că bă, vreau și eu să dau start recording și stop și să postez, să da, nu mai obosesc, să așa. Pe scurt, cum îi zice, eu de ce zic că este un profitor? Din cauza că a filmat și a tras asupt efectiv din fiecare persoană care a intrat nouă, asupt content cu respectivii, până gen... au devenit, cum ai zice, după ce i s-a săturat, ca zic așa, de persoane respective, gata. Din ce știți, ați văzut, el este o persoană care nu pune suflet în ceea ce face, doar să fie pe videoclip, adică nu-l interesează să fie amuzant, să fie, doar știți cum e, monoton și cam atâta e de el, da? E faza următoare, eu... Dar dacă o face din răutate, adică... Poate așa e el, poate și el, nu zic nu. Dar faza e următoare, gen, când eu am construit, deci au zis că mi-aduce persoane să construim spawnul medieval din sezonul 3 și nici măcar unul n-a venit la început să mă ajute, eu am construit mori, case, fermi, toate drăciile pe acolo, la final când au văzut că asta au venit după aia să copii niște case, să copii cu de pe lumea lui cu laimatica niște bărci și dragi de mează, Darkstyle la final a copiat un castel care s-a și lăudat că l-a copiat aparent. Și drăgemează, da? Faza e următoare. După ce s-a întâmplat chestii respective, el a vrut, din primul sezon a vrut să mă dea afară. Poate să nu recunosc că din primul sezon a vrut să mă dea afară. Dar din cauza că eu eram activ și am făcut episoade, am făcut 50 de videoclipuri, n-a putut să mă dea în sezonul 4 afară. Deci el a vrut de atunci să mă dea. El în zi mi-a dat motiv. Spune, de aici Puf spune că gen nu-i vorba că am fost dat afară, ci că mai degrabă nu am fost invitat. Eu nu știam de chestia asta, gen că te pot așa, ești invitat, nu ești invitat. Eu știam că dacă odată ce ești haiduc, nu, ești pe viață haiduc, adică faci parte, nu, din serie. Dacă spuneam că începi seria de la zero, adică din sezonul 1 din nou, cum a fost și înainte, gen atunci puteam să înțeleg. Dar chiar și așa, eu cred că nu suntem animale, cred că putem să vorbim, să comunicăm, nu? Avem un limbaj și gen putea să spună, băi, dragi de mează, sezonul ăsta nu vrei să luăm, dar te luăm următor. Simplu și la obiect, da? Eu înțelegeam, doar nu sunt o persoană de bun la cap, să nu știu ce. Am fost efectiv dezamăgit și de Puf din cauza că nici măcar nu a pus o vorbă, ca zic. Din cauza că ce fel este măceat. Din sezonul 3 eu am observat chestia respectivă. Blushman, Colpir și cu Dani mereu au fost cei trei, da? Nimeni nu i-a ei n-au invitat pe nimeni să filmeze, în afară de Blushman pe mine că vrea să facă content, dar în afară de asta, ei cu nimeni nu... Și cu Darkstyle, că na, e prieten cu Blue. Dar în rest, nu cu ceilalți, cu Zino, cu Ciuncio, cu dragi de mează, cu nimeni. Cu nimeni nu au filmat, doar ei trei. În sezonul 4 poate să confirme și Xelenașu exact aceeași chestie. Sincer, Ratonul, că eu am vorbit în privat cu el, Ratonel a ieșit din serie, fiindcă știți, Ratonel e din sezonul 2, mi se pare că.
A ieșit din serie exact din motivul ăsta. Din cauza că mereu numai atâta e. Blushman, Dani și Colpir. Dar nu e restul. Da, da, da. Dar nu e restul. Am văzut doar că nu mai posta, dar nu știam. Nu. Asta a fost motivul. Și nu e restul. Gen, eram acolo de umplutură. Hai, faceți, construiți chestii, dar nicio interacțiune, niciun plan, nimic, absolut nimic cu noi. De asta zic, dacă eu nu făceam chestia respectivă, dacă te uiți, dacă te uiți la, nu știu, mă rog, evoluția lumii oricum era împărțită pe două echipe, să zic așa, eram noi ăștia trei noi care intram în breaslă și restul. Dar dacă te uiți la Secret Santa, dacă te uiți la breasla 4, dacă te uiți acum la 5, că mi-am adus aminte ce am văzut, văzusem POV-ul lui Colpir când îl bătea pe Blushman și ăsta dădea disconnect. Și după aia am intrat la Blushman să văd dacă o pus partea aia în clip și nu o pus-o. O dat skip complet la toată faza în care l-o campat Colpir și cu Dani, ceea ce mi s-a părut foarte șarpe. Da, așa merită, adică... Era mișto să facă o chestie din asta, un storyline în care ei trei să fie rivali. Ei, știi? Dar de ce Dani, să nu, de ce oricum, să nu, Dani să fie el umilit, să fie el umilit, ei. Dani, oricum e cu, ca să nu folosesc un alt termen, cu mâna în fundul lui Colpir non-stop. Că tot timpul, în orice serie, asta aveam zic, în orice serie îl vezi cu, bine, cu Colpir mai mult decât cu Blue, sincer. Da. Dar... Da. În sezonul 4, dacă mi-aduc bine aminte, mai pe final, s-a încercat o tentativă din asta de facțiuni sau ceva, da. Mafii, să ne facem niște mafii sau ceva, sau ăstea, știi? Și tu te aleasei cu Ionuț, da. Și Dani cu Colpir, evident. Logic. E Blue era și el cu, el, cu ei acolo. Hei. Și practic... rămâneam să fim eu cu voi, cu tine și cu Ionuț, că na, să fim și noi trei și cam ăștia eram, noi ăștia șase. Exact, da. Și n-avea niciun farmec, pentru că logic. Dacă vrei să faci o chestie de genul ăsta, nu făceai numai două facțiuni, știi? Trebuia să fie, nu știu, măcar o a treia care să fie poliția, dacă tot vrei. Dar ideal ar fi fost să mai fie încă o facțiune, să fim împărțiți în trei facțiuni. Și să fim câte doi, câte doi, numai că na, ei nu puteau să fie despărțiți ei trei. Dar nu mai aveam membri, na. Okay, știu, dar chiar și așa, ai înțeles ce vreau să zic, adică mereu ei au fost. Înțeleg treaba asta și îi aiurea chestia asta așa pe bisericuțe. Logic. Pentru că, uite, mi se pare că ar fi existat o tentativă mai mare în sezonul 4, din ce am observat, să creăm niște interacțiuni din astea. Nu știu, am avut un episod în care ne duelam de pe stâlpii aia ai lui. Da, aveam amândoi arcuri și care cădea primul de pe stâlp. Și după aia au fost chestia cu craniu, pe care am încercat să o fac așa, gen să fie o chestie din asta, acțiune, adică... Da. Ok, unul s-a dus să-și facă oraș singur la 3000 de blocuri distanță, unul avea tuneluri secrete. Deși am zis că o să rămânem toți la spawn. Deși am zis clar de la început. Am zis, nu știu dacă mai ții tu minte, am zis și că stăm o lună fără exact, să nu ne upgradăm, da. Și ce-au făcut din prima săptămână? Păi da, nu poți să minezi. Păi da, nu poți, da. Bagă vein miner-ul pe care adică l-am gen am încercat să facem niște chestii care să nu gen să țină, să prelungească seria, să o salvezi cum ar veni. Dar eu n-am oricum mentalitatea pentru că nu îmi place să construiesc neapărat în Minecraft. Dar n-am mentalitatea asta de builder, adică nu intru pe un server să joc cu o mână de youtuberi, să creăm content și să facem construcții, adică nu sunt un canal de YouTube din ăla de timelapse, de build-uri. Da. Am făcut-o nu știu ce, uite, da, ok, m-am apucat acum să învăț World Painter. Că vreau să fac niște hărți șmechere pentru niște proiecte. Dar nu o să fac clipuri cu asta și nu o să fac clipuri cum construiesc eu orașe în speedrun pe hărțile respective sau mai știu eu ce chestii din astea, știi? Că dacă vreau să fac asta, fac asta, dar n-am nevoie de niște altă mână de youtuber să
fac asta pe server, nu știu, astea, na. Adică pe scurt au fost băgate o grămadă de idei și de Xelenanșu și de Mini și de dragii mei, dar oricum au fost primite așa cu... Bine, acum... Cu scârbă mai mult au fost... În ceea ce privește ideile, nici nu mai vorbesc de ideile pe care le-am prezentat și m-am lovit de ne complicăm. Da, ne complicăm. Deci când eu când am auzit chestia asta, ne complicăm, nu se înțeleagă, zic, sau nu se înțeleagă copiii sau chestii de genul, ceea ce, bă, nu le dai examen la finalul clipului, să fim serioși, nu trebuie să înțeleagă chiar în totalitate ce se întâmplă. Să se mai uite odată la clip, nu, vorbesc foarte serios, să se mai uite odată la clip și poate înțeleg mai bine. Atâta timp cât faci un clip care e entertaining, nu contează că nu l-a înțeles lumea în totalitate. Să lase comentariu și se ceartă între ei în comentarii. Nu, asta a vrut să zică de fapt. Că uită-te la seria mea cu Marele Secret din Minecraft. Sunt, și acum fără să-i jignesc sau ceva, sunt copii de 10 ani care nu știu să pună niște semne de punctuație și au înțeles despre ce e vorba în seria aia și lasă comentarii de 10 rânduri în care n-au o virgulă, n-au un punct, n-au nimic, îmi e greu efectiv să descifrez ce vrea să zică acolo, dar bă, omul încearcă. Adică dacă ar avea răbdarea și cunoștințele mele despre mecanicile jocului, chiar ar avea șanse să facă un clip bun cu teorii din Minecraft. Acel copil de 10 ani care nu știe să pună semne de punctuație ar avea șanse reale să facă un clip bun. Doar că n-are vârsta, îi mai trebuie să se coacă. Na, dar de ce să nu facem... Vrei să zici că seria aia întortocheată de 20 și ceva de episoade în care leg toate mecanicile jocului. A avut succes la copii de 10 ani, dar n-ar avea succes, nu știu, o serie din asta în care noi ne bifuim între noi. Exact, așa, ceva basic, da. Dar numai că... Distrugem bazele, exact, sau ne grifuim între noi sau din astea. Hai să luăm și răspunsul lui Blue, dar el zice aici, gen, eu după ce spun... Deci fiți atenți ca să vedeți cât m-am simțit ultra jignit, ultra... nu știu, scârbit de chestia respectivă. Deci fiți atenți, dar în timpul ăsta eu l-am întrebat și pe Ionuț și pe Puf și pe Colpir și pe Blu. Pe ei patru i-am întrebat, da? Faza e următoare, nu? Când l-am întrebat pe el, deci m-am uitat, doar am iconițele în dreapta sus, m-am uitat efectiv cum i-a apărut iconița, a văzut mesajul, s-a dus pe secțiunea de numere a Breslii Haiducilor, a scris un număr acolo și mie mi-a răspuns. După 10-20 de minute mi-a răspuns. Deci atât. Efectiv mi s-a făcut un moment ăla o scârbă. Deci îmi zice, deci, da, fiind, și îmi zice el mie aici, zice, salut, zice, am făcut o listă cu membrii și am discutat despre asta. Criteriul cel mai important a fost să facă videoclipuri, zice el. Eu când am fost invitat în Breasla Haiducilor, n-am făcut un videoclip la început. Adică îi făceam doar live stream-uri, dar am fost invitat și am făcut chestia asta. Două sezoane la rând, da? Două sezoane, nu? Dar am pus videoclipuri. Sunt videoclipuri, 50 în primul și vreo 20 ceva în al doilea, că a fost mai scurt, nu? Deci îmi spune, fiți atenți, da, citiți, da, citiți de la el, da? Cel mai important a fost să facă videoclipuri, da? Știm că tu în mare parte faci live stream-uri, zice că nu am uitat de pe canalul tău și am văzut că în ultimele 3 ai pus 2-3 videoclipuri pe lună. Ok? Bun, bine până aici. Deci după ce am scris chestia asta de aici de jos, nici măcar nu mi-a răspuns, da? Că poți să intri. Toxilina, și ascult un pic. El a vrut să mă dea din sezonul 3 afară. Ascultă. El a vrut să mă dea. Nu. Deci ascultă un pic. Ascultă, că zic imediat de ce nu merge chestia asta. Deci el a vrut să mă dea afară din sezonul 3 din cauza că n-am făcut cum a vrut el, cum a vrut mușchiul, din cauza, dacă știți, Puf, după ce a plecat după două episoade, gen i-a lăsat în ghilimele pe el, l-a lăsat pe el la cărmă, da? Și eu când am venit cu ideile alea, le-a trecut așa pe la mustăți, știi, și nu i-a convenit lui în principal, da? Și îmi spune mie, ascultă un pic, spune aici, zic de ce nu merge. Spune, cel mai important este să facă videoclipuri, da? Uitați, acum vreau să vă spun clar. Dark Style și cu Ionuț, cum v-am zis, m-am înțeles foarte, foarte bine, m-am înțeles cu ei. Nu am nimic, m-am întâlnit și cu Dark Style în viața reală. Și cu Puf m-am întâlnit, și cu prietenii lui și tot așa. Ne-am simțit bine, sunt niște oameni minunați, la fel și toate alea, da? N-am nicio problemă cu Dark Style. Dar dacă tu îmi spui mie, gen, că eu n-am fost invitat pe baza că nu am pus videoclipuri și am pus 2-3 în ultima lună și vorbim de, cum îi zice, de Dark Style, care n-am mai, cum îi zice, dacă vedeți aici, acum 7 luni a făcut ultimul live stream și videoclipul înainte să pună Breasla Haiducilor a fost fucking acum 2 ani de zile,
Ionuț, la fel, nici la fel, nici cu el n-am nimic, Doamne ferească, e un om din nota 50. Știu că, gen, el a avut și, cum îi zice, a avut și job și din cauza asta, nu oarecum zic, nu... Eu nu zic că și eu sunt acum pe job full-time și fac YouTube în paralel și nu prea am timp să fac YouTube. Da, da. Că YouTube-ul nu mi-aduce bani cum îmi aduce locul de muncă și na. Exact, exact, exact. Vorba de priorități, dar ideea e alta. N-am mai postat de 2 ani. Deci uite aici, da? Am fost invitat în sezonul 4. Deci îmi spune că cel mai important este să facă videoclipuri, iar el de 2 ani de zile, măi. Deci sunt eu nebun la cap. Adică și-a bătut efectiv aici joc pe față de mine. Deci 2 ani de zile, din brața căducilor 3, n-am mai pus un videoclip. Uite, uite în descriere să vezi exact data, că scrie 2 ani, dar... Da, scrie, uite, în 2021. Păi, iulie 2021 și... Din vară. Iunie 2024, sunt 3 ani. Trajemează, sunt mai mult, da? Deci mai mult! Sunt 3 ani fără o lună, da, aia voiam să zic. Da. Cu un clip în urma lui ăla, scrie 3 ani pe YouTube. Exact. Și la fel și la Ionuț. Deci, cum am zis, nu am nimic, Doamne, îl iubesc pe om, la fel. Dar, la fel, 10... Dar nu cred că am mai pus short-uri între timp. Nu contează. Deci el a zis videoclip, dar tu vezi ce scrie aici? Vii să facă videoclipuri, da? Deci poate sunt eu ori, nu? Videoclipuri, nu? Deci uitați-vă aici, 10 luni de zile n-am mai postat. Și îl înțeleg pe Ionuț la fel, că Dark Style era cu job-ul, Ionuț era cu, nu mai știu, cu facultate sau cu bacul, sau nu mai știu. Sau GIF-uri, cum se zice, nu știu. Și alea sunt videoclipuri. Da, vii, acum, da. Dar... Înțelegeți unde ba, da? Plus că au adăugat, nu am nimic nici cu copiii aia care i-a adăugat noi acum, dar aveau 100 de de 100 de abonați pe canal și două clipuri. Vreți să știți cum am uitat pe live-ul lui Blo? Vreți să știți răspunsul lui care a fost gen cum i-a invitat pe oamenii ăștia? I-a apărut în secțiunea de recomandate lui Blo și mi-a apărut videoclipul respectiv și a plăcut și l-a contactat personal, îți dai seama, l-a contactat pe băiatul sau pe copiii respectivi și i-a invitat în serie. Cu două clipuri pe canal și 100 de abonați. Bun. Da, sună un pic urât față de aici ce zici, dar... Știu că sună, dar nu am nimic cu ei, am zis, doamne ferească. Traduc eu ce ai vrut tu să zici, de fapt. Sigur. Sunt niște youtuberi la început cu câteva sute de abonați sau... poate câteva mii, dar cu prea puține clipuri încât să zici că, bă, oamenii ăștia sunt serioși, n-ai certitudinea că sunt oameni serioși și că n-o să se lase după câteva episoade, n-ai certitudinea că un youtuber cu 500 de abonați și 5 clipuri exact. Nu se lasă după o lună. Ascultă-mă, azi am făcut 7 ani de când am canalul ăsta, 7 ani! Și am postat zilnic videoclipuri, live-uri și toate alea. Deci m-am ținut non-stop, măi, non-stop. Deci înțelegeți, non-stop, da? Și uite, deci dacă hai să luăm așa, să facem un scurt rezumă, da? Deci Puf mi-a zis că el n-a fost pe la ședinții, nu știi care e motivul real sau au fost certurile. Așa mi-a zis el. Deși a fost acolo, că a filmat. Da, deci nu poate să zic că nu. După aia l-avem pe Ionuț, care Ionuț a zis că nu se bagă și a zis că ceva conflict de acum 2-3 luni, deci el zice altceva. Blushman și Colpir, fii antenă aici, Blushman și Colpir, da, uite, la fel, tot respectul pentru Colpir, e un om devotat care lucrează și face videoclipurile și toate alea, da, dar uite și la Colpir ce spune, da, din păcate am considerat că avem nevoie de oameni care postează așa și face evoluție, dragemează. Eu i-am zis că înțeleg și dragemează, dar puteam să fiu măcar anunțat, da, puteți citiți, da, zice... Aici nu știu ce am modificat. Eu i-am spus că deci dacă mă lăsa pe gradul de pe grupul de Discord, mă oferea gradul de Haiduc OG, înțelegeam. Îmi dădea un mesaj și îmi spunea: "N-am fost informat sub nicio formă." De asta zic că i-am contactat în momentul respectiv pe ei, din cauza că m-am simțit ca ultimul rahat de pe planetă. Literally. Și îmi spune și Colpir la aceeași chestii, da? Îmi spune că gen ce era chestia asta, că trebuie să pic conținut, da, și videoclipuri, să postez. Și măcar Colpir dintre toți, măcar a avut respectul față de mine, că îl râdea să-l respect pe om, uite, devine emoțional în momentul ăsta, a avut măcar respect
După ce mi-am petrecut 2 ani de zile în serii, da, și gen mi-am dat tot sufletul acolo și toată energia și tot timpul, măcar a spus că îi pare rău pentru chestia asta și să nu fiu supărat pe el, pe noi, pe dragii mei, da? Dar măcar a avut, uite, mi-a și reacționat cu inima după ce i-am spus chestia asta. Deci măcar el din toți, măcar el a avut bunul simț și respectul să-mi spună chestia asta, chiar dacă, cum am zis, nu m-au anunțat, da? Dar din partea la celorlalți m-am simțit ca o indiferență, ca un străin, m-am simțit ca și cum, cine ești tu? Nu zici, da, că... el are față de ceilalți un pic mai mult skill de PR. Mhm. La capitolul ăsta nu mi se pare genuine ce-o zis acolo, sau poate aș fi abordat eu altfel toată treaba, dar acum pe bune, ți-am zis, eu nu m-a interesat. Adică voi vă gândiți că eu nu postam zilnic cea dacă eram în serie, adică cum am făcut și în celelalte două sezoane? Păi eu asta încerc să zic, adică tu n-ai canal mare și ești de atâta timp pe YouTube, cum ai zis și tu, ești de 7 ani pe YouTube. Exact. Și ai mii de clipuri postate, la tine tu cumva ai dovedit că nu o să te lași. Ce logic. Adică, că nu face seria și acum, fără să te jignezi sau ceva, nu mai face seria 2000 de view-uri cum au făcut la episodul 1, acum face 800 de view-uri. Eu n-am făcut niciodată pentru view-uri și pentru bani. Am fost mai mult să fie experiențele, să mă simt bine cu oamenii, gen să fac parte dintr-un proiect, să primesc oarecum un anumit respect, mai ales că ei erau Breasla Haiducilor, un nume mare în România, nu? Breasla Haiducilor, ce acum nu are absolut nicio legătură cu Breasla Haiducilor numele. E doar un nume de care se folosesc doar să strângă cloud și vizor. Și pare că e o chestie de genul, cum ai zis și tu, bă, odată Haiduc, întotdeauna Haiduc, nu, adică cumva dacă odată au făcut această selecție și au zis, bă, da, acest Cosma H, pare fain omul, hai să-l luăm, știi? Exact. Și după aia, bă, nu mai, nu știu ce, uite, sezonul ăsta vrem să facem așa, 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 nu-l mai luăm pe Cosma, așa, îl lăsăm acolo, frate, membru onorabil. Exact, nu-i gradul, nu-i, nu știu ce, nu așa mai departe, și dacă întreabă cineva, bă, hai să fim transparenti și să zicem, exact, uite, exact, care a fost chestia, motiv, de ce nu, de ce am chemat foști membri și așa mai departe. Blușmen efectiv sărea peste comentariile când minionii întrebau gen de ce nu mai sunt eu. Efectiv sărea, îi se făcea scârbă, sărea peste comentariile minionii. Mi se pare o ipocrizie foarte mare să-ți dea motivul respectiv. Adică ei, tu, Selena și ei s-au adunat pe Discord când eu, adică nu m-au chemat. Faza e că efectiv eu am fost luat așa din nou ca și cum gen... sunt un necunoscut. Deci, literally, și mi-au zis, nu faci videoclipuri, îți dă mult. Cum adică? Cum adică? Da, adică, pe canal în momentul ăsta, 2100 și ceva de videoclipuri puse pe canal. Aha, și Blushman câte are? RDB-a 1.4K. El face mai multe view-uri decât tine. Și la un moment dat a zis, nu mai fac suficiente view-uri, îmi bag picioarele și îmi fac alt canal și postez altceva. Îmi bag picioarele în el de Minecraft. A zis că nu mai joacă Minecraft, că bă, gen s-a plictisit și lumea și nu mai merge în România și din astea. Și după aia, când a văzut că nu-i merge cu gaming-ul, fiindcă același tip de content face cum făcea basic monoton, s-a întors imediat înapoi la Minecraft, nu? Că a venit înapoi Bereasa Haiducilor, trebuie să, nu? Niam. Zicea că o să facă videoclipuri, iar el a fost atât de... cum îi zica să nu jignez, gen, a făcut imediat el primul live stream ca să strângă tot cloud-ul, să strângă tot și așa să adune tot de la toți, știi, să hai, veniți, știi? Înregistrez, fac marca înregistrată Breasla Haiducilor, că eu, Demsky, am creat acest ăsta. Yeah. Și nu mai aveți voie să-l folosiți. Na, ce mai face acum Blushman? Ce irrelevant. O să devină un om irrelevant. Deci singura chestie, tu, Xelenașu, sincer, și puteți să săriți în cap, puteți să nu, gen, eu n-am vrut să fac chestia asta pentru hate sau pentru dragemează, dar faza e următoare, Blue e un om
irelevant, dacă e să-l compari cu Colpir, cu restul, mereu a încercat să se dea pe lângă cei mai mari ca să, cum îi zice, să aibă cloud, să aibă vizuri și toate alea. Din cauza asta, cum am zis, când a fost hype cu mine, gen în sezonul 3, a stat și cu mine și a subt fiecare părticică și oriunde poate. Eu asta spun, e un om, că el a luat toate deciziile astea de aici. El, Colpir și cu Dani, dar el în special a venit cu chestia asta. Deci cum am zis, el plănuia să mă dea clar din sezonul 3 afară, dar n-a putut din cauza că în momentul ăla postase în videoclipuri, eram activ cum ar veni cu canalul și n-a avut un motiv. Sezonul 4 nici măcar nu trebuia să existe cea, dacă să stăm să o luăm așa. Dar din cauza că eram foarte puțini, nu aveau chef niciunul dintre ei să continui. Ei deja plănuiau să închidă seria cum ar veni, gen... Ați văzut că n-au construit mai nimic, n-au construit la spawn și pe acolo. Ei plănuiau să închidă seria de când Hău și Părău, să intri în următoarea serie, Park City sau ce drage mea zeră pe atunci, nu? Fiindcă Dani vorbise în privat cu ceilalți, se dăduse ușor așa ca și RPLA pe lângă Aldi, I Hate Pink și restul. Și logic, gen a vrut să-i tragă și pe, după i-a tras și pe Colpir, Blushman, că logic trebuia să ducă și el să... A zis hai să mă primească și pe mine și s-a dus și el și ei încercau să încheie breasla. Aia a fost breasla, a fost tot așa, gen a fost băgat acolo, știi? Doar ca să mai țină, să mai facă niște videoclipuri, să mai facă niște vizuri, că altceva nu era. Deci, practic, s-au folosit din numele breasla haiducilor și de asta spun că mă doare, fiindcă am pus atât efort. Dacă ați văzut câte construcții și câte chestii am făcut în 4, comparativ cu ei... Și la final, eu cu Xelenașo, cu Ionuț, am făcut un final, gen, al seriei, nu? Ca să-l ducem mai departe. Noi aveam în plan, gen, după ce deschideam portalul, după cum știți cum s-a terminat, după ce deschideam portalul, să mergem, să intrăm într-o lume infestată de zombie, adică să băgăm un mod, să încercăm să facem ceva nou, exact. Vorbisem să fac un mod pe cu zombie sau cu ăsta, nu știu ce, și nimeni nu... Își dădea interesul cu absolut nimic. Dani deja intrase în, mai zici și tu, în seria aia cu Zasami, cu Pink, cu așa mai departe. Și gata, se văzuse, deci, se văzuse ajuns, știi? Că făcea content cu ăștia mari. Cu YouTuberii mari, întocmai. Blushman se apucase de canalul ăla lui cu multe jocuri necunoscute. Colpir îi mergea bine pentru că făcea clipuri cu update-urile și cu snapshot-urile pentru că era vară. Dar au intrat și ei imediat după. Au intrat și imediat după. Deci nu știu. Dani l-a luat pe Colpir și după aia s-a plâns și Blushman. Ai, vrei mă, luat și pe mine acolo, vă rog, știi? Și l-au luat imediat. Ei, cum am zis, pe scurt e vorba că ei vroiau să închidă cum ar veni breasla dinainte, da? Deci au tras din nume. E vorba că eu am pus suflet. Deci asta e faza, asta e cel mai mare defect al meu, că pun suflet în orice fac. Ce e comentariul ăsta? Deci, zic imediat, deci asta zic, că pun, cum îi zice, pun suflet în tot ceea ce fac, în orice. De asta și în sezonul 4, chiar dacă ceilalți nu au contribuit chiar atât de mult cu construcții și cu chestii, am încercat să trag de orice acolo. Îmi spune că din cauza că minioni au început să mă întrebi pe live-uri și toate alea, îmi spune, cum îi zice, îmi lasă Dani mesaj la un stamp la minutul 19, puteți intra să vedeți dacă vreți să vedeți ce am zis eu acolo. Am zis că am fost dat afară. Din ce motiv am zis că am fost dat afară? Din cauza că odată ce m-a eliminat ca și haiduc din grup. Dar, în fine, gen, eu mă refeream că am fost dat din breasla haiducilor canalul de Discord, am fost dat afară, nu mi s-a spus absolut nimic, ca și cum devenisem un nimeni. Și, cum îi zice, ce a scris aici, efectiv, ca și cum am fost bătaie de joc, adică gen... Aroganță, da, frate. Și eu nu am vorbit deloc de urât, puteți intra să vedeți tot live. N-am vorbit absolut nimic de urât. Și îl întreb următoarea chestie, nu e vorba de nicio invitație, pentru că eram deja haiduc. Statement, da? Și era de bun simț măcar să fiu anunțat pe chestia asta, adică măcar de sezon mă refer. Eu zic că după două sezoane, 2 ani în care am muncit, nu? Și am făcut o grămadă de episoade, etc. Măcar atâta meritam și eu, nu? Să fiu anunțat măcar, nu? Zic, băi, pușca mea, pornim sezonul 5, dar nu te mai vrem, nu? Cred că nu am cerut marea cu sarea. Dar să-mi răspundă într-o manieră ca aia... Din moment ce breasla... Original a pornit de la Demsky. Demsky a părăsit proiectul.
și l-a lăsat lui Puf. Puf a renunțat la managementul proiectului și l-a lăsat lui Blushman. Cea mai mare greșeală. Aia înseamnă acum că Blushman este breasla haiducilor. Aparent, după ce îmi dă adică, chestii din astea, aparent, da. Dacă el... Dacă Blushman vrea să dea afară pe oricine, poate să dea afară pe oricine. Breasla haiducilor ne numim. Noi nu suntem haiduci. Mm. Așa. Bă, haiducii n-au un lider, știi, să zici că... Exact. Așa, adică, bă, exact. Cumva la, e un fel de democrație. O grupare de drumeți, efectiv, cam asta. Dar e. Dar, în orice caz, e vorba despre un SMP de youtuberi. Nu tocmai. Și nu poți tu să zici că, mamă, ăsta e proiectul meu, știi? Așa pare. Și vrea să-l haiduci, nu știu ce, pentru că brandul ăsta se construiește pe numele lui... Demsky, lui Puf, lui Colpir, lui Blushman, lui Dani, lui Cosma, lui Xigănașul, lui toată lumea. Și toată lumea, da. Toți care au participat în parte din acest brand. Exact. Nu e doar Blushman și nu e doar Dani și nu e doar Colpir sau ei trei, știi? Întocmai. Deci asta, bă, asta din prima mi se pare o chestie foarte aiurea din partea lor și e afirmată treaba asta de aroganța asta pe care a avut-o Dani. Cine a zis că ai fost dat afară, mă, că n-ai fost invitat? Exact. Ca și ai auzit tu? Ca ai și auzit cum ești? N-am la fost, zici că... Treime, ai auzit tu la Sfânta Treime Blushman Dani Colpir sau mă rog nu se implică. Puf, știi cum e? Că uite acum, gen, vorbim și de... Deci, Puf... Și dacă nu se implică și doar își dă cu părerea, Blushman îl ascultă. Eu l-am întrebat. Eu sunt... Puf e mentorul lui Blu. Știți care e cea mai mare dezamăgire mea? E Puf. Și zice... Nu, deci el zice mereu că nu se bagă și chestii astea, da? Eu cu Puf... Cum zic, suntem mai mult relaționați decât credeți, din cauza că ambii ne-am pierdut tații la vârste fragedii, am avut un trecut mai nasol și toate astea. Și noi am petrecut multe seri, am vorbit în amănunt și toate chestiile. Și am simțit o legătură cu omul ăsta, gen ca un frate, ca să zic așa, un frate vitreg, știi? Chiar dacă el, nu știu, are ceva și de fiecare dată el zice că nu, dar de fiecare dată e împotriva mea cu orice aș spune. Am fost dezamăgit și în sezonul 3 când le-a luat cuvântul. Deci nu, deci Puf a făcut 2-3 episoade, a făcut primăria și a dispărut și cu ce și-a făcut el acolo la baza lui și a dispărut. Dar când a fost problema cu Colpir, niciunul dintre ei nu s-a ridicat să spună: "Băi Cosma, să zică Colpir, băi Cosma, eu te aia nu mi-a plăcut." Cu chestia cu construitul, cu chestia creativă ce am făcut noi, nu? Nu. A luat Puf a luat cuvântul și mi-a sărit gen în cap cu chestia respectivă și ei doar aruncau cu vorbi, uite așa, aruncau gen doar câte un cuvânt și aprobau gen din spate cum ar veni. Ca și cum eu eram legat la mâini, Puf îmi vorbea și celălalt arunca cu pietre. Efectiv așa m-am simțit. Deși nu făcusem nimic greșit. Bă, uite, faza mi se e pare... că și acum, scuze că te întrerup puțin așa, și acum îți dai seama că eu mi-am spus durere, mi-am spus of-ul minionilor care m-au întrebat gen care e situația, de ce nu am fost invitat și chestia asta și le-am spus exact ce v-am spus și vouă până acum. Logic, câțiva minioni de-a mei, gen care mai ales și anonim care gen mai a vorbit cu Puf la momentul respectiv că ei se cunoșteau și i-a spus să mă vadă gen să mă invite și pe mine în breaslă, a fost supărat și trist pe chestia respectivă și i-a trimis niște mesaje în privat lui Puf și l-a întrebat despre chestiile respective, ceva ce mi se pare normal, știi, că nu sunt, se vede că nu e ceva normal în la mijloc, știi? Omul l-a întrebat. Și Puf, în loc să... De asta zic că eu l-am întrebat dacă mai rămânem prieteni înainte să fac videoclipul ăsta, iar el mi-a spus că da, mi-a spus că nu din asta. Și i-am spus că o să fac un documentar în ghilimele despre chestia respectivă. Deci am aprobarea lui oarecum. Faza e următoare, da? Deci el putea gen să trimită mesajul mie în privat. N-avea niciun rost să... Că eu eram din brațele aducilor, nu minionii, da? Și a răspuns în văzul tuturor, gen ca să, nu știu, să mă umilească tot pe mine, ca să zic așa, oarecum. Din ce vedeți să ați citit din ce a scris el, a luat fiecare întrebare și a expus-o în chestia respectivă, da? Ca să fac, o să vorbesc repede ca să-l trenăm, că e foarte mult, gen, și na, e deja și târziu să nu te țin și pe tine, Xilenașu, o să-i dau cu viteză aici, da?
Din ce am văzut, zice, asta e părere răspândită la Cosmalin în comunitate, adică se referă la ce s-a întâmplat. Mă doare faptul că eu am apreciat. Aici e întrebarea lui, da? Deci unde vedeți cu Coat, e întrebarea pusă de Minion, da? Și zice că îl doare faptul că a apreciat și susține un om care să fie bătaie de joc, adică se referă la mine, da? Zice că nu și-a bătut joc nimeni de Cosma, zice, și nimeni nu încearcă acest lucru. Deși, Dani îmi răspunde cum îmi răspunde, mi se dau niște motive banale și contrariu la ce au spus ei când l-au invitat pe Dark, pe Ionuț și pe copiii respectivi în serie, adică și-au bătut efectiv jur de mine când zice că nu postez, dar aia nu postau de 2. Aia mi se pare mie cel mai penibil din toată întâmplarea. Da. Aici, Bluc... De asta am și acceptat să discutăm despre asta, că efectiv mă... Sincer, nu? Adică... Nu mă doare nici în fund, ca să nu zic cur. Nu? No. Adică, eu pixile nașul, de asta am vorbit, că și el mă înțelege și din cauza asta, gen, am apelat la el să spună și el, din cauza că și el e un haiduc, am încercat să-l aduc și pe Raton și pe chiar și pe Sperry. Și Sperry, gen, la fel. Sperry a fost în, cu Xilenașu și cu Aldi Colpir, cu Blue, în Santa Claus, dragemează. Și el, la fel, a fost dezamăgit când Blushman i-a dat unfriend după ce au filmat Santa Claus, dragemează, și au făcut toate episoade împreună. Da. De fază cu Sperry. Vezi, și nu doar de Sperry, dar că ai adus discuția. Vezi tu pe cineva din Santa? Santa? Nimeni. No. În afară de Chobi, că am văzut că e acolo, în breaslă acum, dar Chobi e ceva tovarăș cu Blue, din ce știu. Sau cu cineva de acolo, nu știu, mi se pare că bănuiesc. E asta, activ de-a lor, să da, nu știu ce, da, pentru că am văzut pe la ședințe cum se înțelegeau. E Chobi și parcă mai e cineva, dar nu mai știu cine, nu mai știu cum îl cheamă. Dar tot așa, a fost în Secret Santa și erau efectiv, ei nu aveau clipuri pe deci, canal. Deci înțelegi ce vreau să zic. Pentru că nu-i găsea, mi se pare că Puf a făcut lista cu membrii și nu-i găsea efectiv, căuta după numele lor de pe YouTube. Am înțeles. Și nu-i găsea, pentru că oamenii n-aveau clipuri, n-aveau identitate. Deci unde sunt chestiile astea de gen trebuie să postezi, trebuie să aibă calitate, trebuie să nu știu ce. Oare de ce crezi că Luca, că-l știi pe Luca? Aia a fost cea mai mare dezamăgire și cea mai... Eu sincer, eu am fost... îl știți, dacă știți pe Luca, gen a intrat în sezonul 4, a filmat doar un singur clip, la fel, pentru Cloud și atât. Dacă și știi cine l-a adus? Blushman. Mi se pare că e ok așa, gen ca grup și astea, dar nu, cum îi zice, nu prea îl vedeam. N-ai cu cine, n-aveai cu cine. Nu îl vedeam încântat de chestia asta. Da. El avea idei foarte mari și complicate și voia să facă la un moment dat, nu știu dacă tu știi de chestia asta, voia să facă o serie din asta... Știu, ca un fel de insula dramei totale. Tu n-ai fost în ăla cu Shooter? Tu n-ai fost în ăla cu Shooter? Când gen n-am făcut? Ăla când ne-am pus și n-ai reușit, nu? Gen, noi am participat, haiduci, înainte să pornească sezonul 4, noi am participat în... Tot de el, da, exact. A făcut un Shooter din ăsta cu... ca în Warzone sau în PUBG, știi, ceva de genul. Știu că m-am uitat la clip. Da. Și fii atent, din cauza că Blue, gen, el era cel mai hype dintre toți, gen, că filmează cu Luca și așa, și... Noi l-am bătut și l-am omorât de la începutul videoului și efectiv omul nici măcar n-a mai postat videoclipul pe canal, chiar dacă și-a luat bătaie. Deci Blushman numai ca să iasă bine în fiecare chestie. Și da, poți zic că... Blushman n-a băgat în episodul 1 de breaslă partea în care l-a bătut Colpir. Exact, logic, omul nu vrea să fie sub, el vrea mereu să fie el în centru atenției. Asta e faza. De asta eu și spun că... motivul principal pentru care n-am fost și băgat în al cincelea în acest sezon, mă refer, este că și hype-ul meu, gen, eu aș fi putut ușor să mă dau pe lângă Ganicus, pe lângă ăsta, dar după aia el ce mai făcea? Nu mai era nimic acolo. Nu știu de unde a venit ideea că Blue are boală pe Cosma. Are, fiindcă după sezonul 3, după ce gen a filmat o grămadă cu Mini, mă ignora, parcă zici că eram un necunoscut, din cauza că nu am fost de acord cu ce vroia el și toți ceilalți au pledat mai mult spre ideile mele, că
Breast la sezonul 4, mai mult au fost pe ideile mele. De asta vreau să vă spun că sezonul 5 s-au întors, uite așa, deci în sezonul 4 nu era niciunul de acord cu ele, dar în sezonul 4, uite așa, s-au schimbat la 360 de grade și, cum îi zice, vrem să stăm, ia uzi, în videoclipuri și în live-uri, vrem să stăm cât mai aproape, vrem să facem cât mai mult roleplay, vrem să, bă, nu ne mai interesează, nu știu ce drajemează. Deci exact ce le spuneam eu să, facă, acum s-au întors, acum sunt de acord cu, chestiile respective. Zice, din câte știu eu, nu, așa nu nicio legătură, importanță. Deci, din nou îl apără, dar parcă spusese el în comentarii mai înainte că el nu știe nimic și nu se bagă, dar acum el știe. Deci, aici nu înțeleg, puf, ori știi, ori nu știi. Deci, da. Deci o dă și înainte și înapoi. Cât despre partea cu ajutatul, oamenii se ajută unii între ei, zice, unii cu alții, da? La modul că tu vii construiești ceva pentru mine, dar în același timp content și episod. Bun, și vreau să știu și eu, de câte ori a venit Blușme la mine în sat și m-a ajutat cu construcții, m-a ajutat cu un proiect, m-a ajutat cu ceva. Dar când era vorba de, hai Cosma să filmăm la spawn, să mai construim case, să mai facem ceva update acolo, eu eram din prima, eram acolo, da, pentru ei. De câte ori m-a chemat Blushman la vreun episod, de câte ori m-a chemat Colpir la vreun episod, de câte ori m-a chemat Dani la vreun episod, de câte ori m-au chemat ceilalți la vreun episod? Nu, zero. La fel a tras zice că Blue și de mine. Păi ok, nu-i vorba de tine aici în primul rând, puf. Da? Era vorba de mine, nu? Când leneveam și nu aveam chef să filmez sau nu aveam idei, zice, la fel a tras și Dirtstyle și de Dani, etc. Da, ca să filmezi, fiindcă nu avea cu cine. Zino i-a construit baza lui Blushman și ideea aia de bază cu cristal în mijloc și șetul meu. Dirtstyle la fel. Tragea de el că erau prieteni și stăteau amândoi unul lângă altul, fiindcă la începutul serii pe mine vroia să mă ia. Pe mine vroia să mă pună măgarul de construcții, ca să zic așa, măgarul de treabă. Dar, na, Dirtstyle, ca de obicei cum se duce cu el, l-a luat pe Dirtstyle. Zice, l-ați adus pe Ganicus care face câteva episoade și pentru vizor. Aici, sincer, nu știu, Selenașu, părerea ta, dar sincer, pentru asta a venit. A făcut maxim 5 episoade în sezonul 3 și după aia a dispărut. Eu nici nu știam că a fost în sezonul 3, sincer. Am zis care e. Da, zis da, care da, e da, 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 da. Bun, bun. Aici s-ar putea zice să ai dreptate, vezi, a zis și el. Nici măcar zice așa dacă dragemează, l-a adus pe Gări cu dragemea. Ok, bun. De ce s-a ajuns la favoritme față de membrii din Breasla Haiducilor? Zice, în Breasla Haiducilor, zice el, în tot timpul au fost invitați oameni în funcție de anumite criterii. Deci așa zice el, că au fost în anumite criterii. Criterii care mi se aplică numai mie, nu li se aplică și ceilorlalți, numai mie, cumva, lui Dirtstyle, lui Ionuț, lui copiii aia, nu li se aplică, numai mie, lui Cosma Haș, ok. De ce îi putea spune că mereu au fost favorisme, zice acolo. Ok. Știu că se ne ajunge, e amuzant și crin și de toate în același timp. Zice după aia anonim, zice, de ce nu toți ai duce vechi și noi nu au primit anunț la următorul sezon? Exact de ce am discutat noi. De ce n-au fost anunțați toți? Cum să pui un criteriu, deci tu gen faci parte ani de zile dintr-o serie și după aia tu nu-i mai cunoști? Nu. Pentru că tratează Breasla Haiducilor ca fiind o sursă de vizualizări, de asta, și dacă ceilalți nu aduc nimic important, excludim, simplu, nu? Adică scrie Breasla Haiducilor doar pentru numărul de view-uri în plus. Sincer. Dar nu e Breasla Haiducilor. E Blushman, Colpir, Dani și încă câțiva pe care i-au adunat ca să nu fie doar trei. Întocmai. Asta e trist, știi? Adică, mă rog, pentru da, comunitate, pentru da, fanii Breasla, pentru fani, că văd cât de înfocați sunt fanii și mi-e trist gen când văd că singura chestie este doar aceiași care oameni care vrea Blushman, Colpiș și cu Dani și gen, cum îi zice, fac aceeași chestii sezon de sezon. Literally. Cum ai spus și tu. Efectiv. Bun, zice, ținând cont de faptul că nu era sigur că o să continue Breasla Haiducilor 4, zice aici, băieții au luat decizie să o ia de la zero cu membrii Breslei. Deci aici mi se pare atât de stupid. Atunci să redenumească, să nu mai fie Breasla Haiducilor. Sau trebuia să fie Breasla Haiducilor din nou sezonul 1. Nu? Dacă mintea mea de furnică, cum mă crede puf sau nu știu cum mă consideră ei, gen, nu?
băieții au luat decizia să o ia de la zero cu membrii Breslei. Păi dacă vrei să o iei de la zero cu oameni noi, cu dragi de amează, nu pui breasla haiducilor continuarea 5. Nu, Bobiță, pui breasla haiducilor 1 de sezonul 1. Când începi o nouă serie cu oameni noi, cu feții noi, nu? Dacă vrei să o iei așa. Deci asta mi se zice. Da, în teorie da, pentru că dacă am fi fost acum, din nou, revin la Demsky. Mm-hmm. Dacă ar fi fost breasla continuată de la Demsca încoace, ar fi fost sezonul 11-12, genul odată cu Hermitcraft. Nu tocmai, nu. Dar nu e așa, ci este breasla sezonul 5, pentru că este reluată de când a luat-o Puff. Exact, de exact. De la Demsca, exact. Mi se pare, sau ceva de genul ăsta. Da. Nu știu exact când ori început numărătoarea. Mm-hmm. Dar ori reînceput-o la un moment dat, că nu sunt doar 5 sezoane. Ei, cum a început sezonul ăsta? Cum a început sezonul ăsta de la nu tocmai, cum a început sezonul ăsta de la 1, nu? Și când am intrat eu în 3, nu? Exact la fel. Dacă vreau să o iei de la 0, trebuia să ia sezoanele de la 0. Cred că deja e evident pentru toată lumea că sunt niște răspunsuri date așa de ochii lumii, să zic. Da, mai mult geniul le văd ca o bătaie de joc, nu ca răspunsuri. Zice, după aia, uite, zice că de asta s-a șters tot de pe Discord și s-a refăcut de la zero. Adică, gen, practic, noi nu mai existăm, nu? Adică am fost niciun grad măcar de OG acolo, nimic, absolut, da, pur și simplu. Nu mai numi breasla haiducilor dacă o iei de la zero. Nu? Și că la fel s-a făcut și cu membrii, s-au adus membrii la zero și s-au invitat la membrii, s-au invitat membrii vechi și noi. Păi... Ok, și eu eram printre... Eu eram... Exact! De ce n-am fost invitat înapoi? Eu eram în pibreasa haiducilor ca și cum eram un abonat. Nu eram acolo. Nu e vorba nici de viewer, pentru că au adus oameni mici cu sute de abonați. Întocmai. E vorba de, nu știu, de atitudinea ta, de ceva, ceva nu le-a convenit. Păi acum, dacă vedem acum. Zice... Plus răspunsele pe care le-a primit Cosma de la unii dintre voi. Stai. Ce zicea el. Din câte zice, din punctul de vedere al Cosma, am primit niște răspunsuri mai seci. Seci banale! De bat jocură au fost răspunsurile lor care mi le-au dat până acum. Aia a zis, din punctul meu de vedere, Cosma a primit niște răspunsuri mai seci și niște motive nu foarte dezvoltate din cauza că nu au vrut oamenii să îl rănească și să se ajungă la o situație de genul, la care aparent oricum altfel. Păi mai bine îmi spuneai de la început că nu mă vrei în breasă și îmi dădeai un motiv adevărat, coerent, nu gen efectiv să-mi dea, să ăla îmi zice că nu știu ce, să mă ia de prost, da, să ăla să-mi zică că, deci fii atent, eu să-mi cer răspunsurile, nu să-mi le dea ei de la început, să-mi zică, băi, ok, așa, nu, deci să mă înjosesc să întreb, să-mi dea răspunsuri, unul că nu fac videoclipuri, dai așa, ălalt că nu știu ce, ceartă că nu știu ce. Astea au fost efectiv bătaie de joc. După aia zice, întreabă el, de ce Cosma a fost înlăturat fără niciun motiv, plus că au fost băgați de părerea mea niște copii în SP, urât de tot, zice el, asta e părerea lui, da? Zice, Cosma zice, nu a fost invitat în presă din mai multe motive. Deci până acum, Blushman și cu Colpir au zis că videoclipurile sunt main, da? Deci țineți minte, main, da? Și mai zicea că nu știe și că nu se bagă. Și nu știa că nu se bagă. Deci Puf nu știe, nu se bagă, dar el scrie tot aici și știe tot. Deci de acum, eu ce să înțeleg? Când răspunde Puf sau îmi răspunde seria? În numele lor, cum ar veni. Că eu nu mai înțeleg. Parcă nu știa nimica. Că Puf fusese în vacanță, parcă. La Iza, gen, la iubita lui. Cum îmi dai chestiile astea? Bun, continuăm. Vrei să zici ceva? Nu. Ah, ok. Îmi iau nămânța. Da, zice, dar oricum toate s-a ajuns să rezume la personalitatea lui. Acum e problemă personalitatea mea. Deci, acum e problemă personalitatea mea. Și mi se pare că de aici începe gen Puf să exemplifice ce v-am spus eu despre conflictul care s-a întâmplat. Conflict, dacă poți să zici conflict. Ideea care am venit eu cu ea în sezonul 3 și n-a fost acceptată de ei, știi? La faptul că nu vrea să accepte, zice, să înțeleagă anumite lucruri, zice, la faptul că o ia totul ca un atac personal. Păi nu-i vorba că o iau ca un atac personal dacă voi ați făcut-o să fie ca un atac personal. Fiindcă eu eram singur, deși și Dani și Demi conspirase cu mine la ideea respectivă și iar ei nu v-ați luat absolut deloc, na, era ideea mea. Și având în vedere că a fost o chestie atât de banală, o chestie constructivă, o idee care să dea content la alții, logic că dacă voi săriți la gâtul meu, cum adică, nu-i personal? Adică nu înțeleg. Bă, dar nu se pare mie chestia asta.
Și poate mă repet, dar dacă eu mă pun acum și construiesc o macara cu o bilă din aia de distrugere lângă casa ta și îți sparg un zid și ție nu-ți convine, nu poți să vii și să-mi... Exact. Să-mi demolezi macaraua respectivă. Și știi care e faza cea mai tristă? Tu, Selena, ești un geniu. Ești un geniu. Știi de ce? Știi de ce? Țineți un pic ideea. Știi de ce? Că Colpir putea să vină în privat să-mi spună mie: măi, Cosma, n-am considerat ce a fost frumos, gen, că ai făcut. Vreau să distrugi ce ai făcut acolo și să refaci. Dacă îmi spunea așa, doar eu nu eram un om handicapat să nu fac chestia respectivă. Dar Colpir a preferat să le spună lor să se ia toți de mine. Continuă. Nu. Eu vreau altceva să zic. Să zicem că nu sunt de acord deloc cu chestia asta, că eu mi-am făcut acolo construcția respectivă și vii tu și practic pui altceva lângă ea și strici aspectul, mă rog, îl alterezi, să zic așa. Dar n-au zis nimic că nu avem voie. Păi n-au zis nimic că nu avem voie, dar să zicem că după aia ar zice ceva, bă, nu-mi convine și așa mai departe. Eu propun un alt scenariu. Și aici o să aduc în discuție Dream SMP. Oamenii ăia știu să se distreze. Oamenii ăia știu să știu. Pe dramă. Oamenii ăia știu. Și știu ce vor, exact, știu ce vor publicul. Contentul. Întocmai. Oamenii ăștia nu își asumă, și nu mă refer la Dream SMP, mă refer la noi. Ei au încercat acum, Xelena, și au încercat acum să facă PvP la începutul seriei. Da, și cine a încercat? Colpir a încercat și Bushman n-a băgat pe clip. Hai să fim serioși. Colpir a devenit deodată furios și a încercat să l omoare pe Bushman, că nu știu ce motiv banal. Căput. Okay. Așa. Bine, na, ok, nu s-or fi vorbit înainte, dar uite, vezi, asta e chestia. Hai să zicem că lui Colpir așa i-a venit și să-l troleze pe Bushman și așa mai departe. Păi, dar de ce nu bagi în clip chestia respectivă? De ce nu continui, gen, de ce nu dezvolți pe ce s-a întâmplat, știi? Tocmai. Adică mi se pare, din nou, o chestie din asta de eu de fapt vreau să mă joc single player doar că să fac view-uri și de la alți creatori de conținut. Și atunci fac un SMP și unde fiecare jucăm single player, dar pe server, că poate din când în când mai vine câte un viewer de la alții că-s curioși, dar Blushman ăla ce face pe server? El ce construiește, știi? Adică asta e chestia, asumă-ți faptul că e o interacțiune. Exact, și asta exact. Vreau să zic. Hai să presupunem scenariul ăsta în care tu vii și îmi pui mie o macara, un buldozer lângă bază și mie nu-mi convine chestia asta și îți distrug buldozerul și tu după aia vii și pui două buldozere. Da, nu, adică... Și le distrug și pe alealalte și vin la tine și îți fac un căcat lângă bază. Și tu după aia vii și faci rachete lângă baza mea. Adică tu ești content, dar pe construcții, exact. Tu ești ăsta pe creativitate. Vrei să știi ce mi-au zis Clenaș? Vrei să știi ce mi-au zis în sezonul 3 când le-am zis chestia asta? Exact ce spui tu în momentul ăsta? Vrei să știi ce mi-au zis? Noi nu ne pricepim la așa ceva. Ce mi-a zis să înțeleg din chestia asta? Înseamnă că sunteți jos cu construitul, cu roleplay-ul, cu tot. Hai să zic atunci. Zero. Hai să zic atunci un alt scenariu. Ok, atunci tu, Cosma, care te pricepi la lucrurile astea, faci la toată lumea din astea. Și noi, restul, toți, facem o alianță împotriva construcțiilor lui Cosma. Exact. Și căutăm și facem un storyline în care tu ești nevoit să-ți ascunzi stash-ul de iteme, de blocuri de construit. Noi venim și ți le luăm ca să nu mai poți să construiești din astea lângă baza noastră. Vai, tu, Xenșu, câte scenarii se puteau crea. Sau construim council, cum se numește, și te dăm în judecată. Hai de capă, și câte și mai câte, gen răscumpărări, tot felul, toate posibilitățile. Pe tine izgonim și ești nevoit să te muți la 10.000 de... ești izgonit în end. Exact, și trebuie să supraviețuiesc acolo. Tot felul. După aia se întoarce împotriva noastră, pentru că noi de fapt avem nevoie să ajungem în end la ferma de Endermen.
Și de fapt acum tu ai pus stăpânire pe end și exact. dacă nu te lăsăm înapoi în overworld, tu nu ne lași la, pe noi. Toți care vin gen sunt atacați, exact. Bă, se poate dezvolta. Deci nu mă gândiți-vă voi, voi publicul, da? Gândiți-vă voi câte scenarii se puteau crea din chestia asta. E vorba de, și aici voiam să ajung, e vorba de faptul că nu-și asumă in character nimic. Ceea ce se întâmplă pe server și dacă nu le convine o chestie, că ai construit tu ceva sau nu știu cum sau așa, vin după aia și zic, a, dar nu-i bine așa, că nu știu ce, că fac lobby din ăsta, știi, împotriva ta, că da, dar tu nu te potrivești cu noi pe breasă și așa mai departe. Exact, nu sunteți incapabili să faceți... Incapabili, ăsta, ei sunt incapabili să facă chestiile, adică să facă lucruri și toate. Dacă nu se întâmplă exact cum vreți voi, nu mai e, bă, și nu ne potrivim, deci, și... Ei mi-au zis că trebuia să-i spun, să le zic ce, ce vrei să... Dar ei care sunt niște YouTuberi mai experimentați ca mine, au ani în spate, gen piserii și astea, tu vrei să-ți iau din mânuță să spun, vezi că o să te atac și tu după aia vezi dacă poți așa să faci nu știu ce chestii, pe bune, mă? Dar unde suntem aici? Suntem la început de serii? Suntem, nu știu, doar că zici că joc cu copii de 6 ani sau nu înțeleg. Trebuie să-i țin de mână. Fixelăjul. Am avut mai multă... Am jucat în seria lui Sperry de Friendscraft, în care eram și YouTuber și abonat, știi? Băi, am avut mai mult fan acolo. Am scos ordonul din pământ. I-a alergat pe toți pe acolo. Am avut mai mult fan și am construit și alea decât am avut în ambele sezoane de Breasa Haiducilor. O spun în față. Deci am avut mai mult fan și m-am distrat și am râs cu restul și ne-am distrat o grămadă mai mult decât ce am făcut în Breasa Haiducilor. Eu am distrus la un moment dat lui Dani KFC-ul ăla de la Spawn în sezonul 4, fără să vreau, că aveam lag, erau prea multe entități acolo și aveam lag. Și am vrut să mai reduc din găinile alea. Da, da. Și am spart un bloc de sticlă pe acolo unde stăteau ele blocate și au reșit efectiv toate. Bă, deci vorbesc serios, că zic acum la modul cel mai serios, îmi țâția curul că o să sară ăștia după aia la ședință pe mine că bă, i-am stricat ferma lui ăsta și da, că nu știu ce aici, că din ăsta, știi? Adică, frate, hai să nu mai... ne căcăm pe noi atâta și să ne punem reguli și exact, să nu știu. Hai să facem content dacă facem content, știi? Adică hai să mai fie și cu ceartă, hai să mai fie și cu dramă, exact, hai să mai fie exact. Și cu asta. Păi i-am zis că ăstea trag. De asta le-am zis, le-am explicat, de asta SMP-ul ăla de Dream a mers așa de bine, fiindcă ăia gen corelau mereu și făceau organizații, primării, chestii din astea, vorbeau PvP, toate drăciile, anarhie în pana mea. Le păstrăm în joc, frate, le păstrăm în joc, atâta timp cât nu le iei personal. Dar el a luat-o personal cu Olpir pentru că i-am alterat un pic clădirea, tu-ți dai seama? Și mi-au sărit toți în cap pentru o chestie atât de banală. Când eu tot ce am vrut să fac a fost să fie content și exact ce ai spus tu până acum pentru toți. Cât de stupid e asta. Adică cui îi pasă, frate? Că pierzi, că câștigi, e content. Întocmai. La fel și cu Minecraft-ul. Vai, mi-a făcut ăla un căcat lângă bază. Sau zice nu știu care că baza mea este cimitir. Mă pun și fac cruci. Știi ce amuzant? La final, după ce au... Zici că mă interacționat. Până și Brushman l-a trollat pe Colpir și a făcut semnul ăla în loc de redstone, i-a făcut un căcat, efectiv. Deci, ca să înțelegi. Deci la final după aia. Deci, e trist, bă, e trist. Deci m-am simțit că nu am cu cine. Deci mai am simțit că nu am cu cine să colaborez. De asta zic, m-am îndreptat spre Ionuț, care era mai comunicativ către Braton, că a văzut că omul e hype și m-a plăcut și gen de asta am filmat și toate astea. Cu alte idei, cu teme și restul. Așa, efectiv, Dragonul. Deci eu mi s-a părut că oamenii ăștia au fost ignorați total. Când ei ar fi trebuit, ei fiind mai mari, mă refer cu abonați, ar fi trebuit să ia pe toți și să creștim împreună, să ne distrăm împreună, să creăm amintiri împreună și toate chestiile respective. Zice aici, fetele, zice aici, și în loc să încerce să înțeleagă, zice ce spun restul, adică gen mă refer că n-am fost de acord cu ce au spus ei atunci, legat de chestiile respective, el preferă să atace înapoi. Deci doar fiindcă mi-am dat părerea, adică ce ți-am spus în momentul ăsta, ce ți-am explicat și ție, exact le-am spus și lor, poate să confirme. Gen, exact când le-am spus,
chestia asta, iar, deci eu ca membru nou trebuia să tac din gură, trebuia să fac doar ce mi se spune și să fiu acolo. Deci eu nu trebuia să-mi exprim opinie, eu nu trebuia, ca, din ce înțeleg eu din asta. Pentru Bu a fost faptul că nu face videoclipuri și faptul că nu avea deloc evoluție când vine vorba de content. Dar nu știam că, gen, depind ei de mine. Nu? Bă, uite, asta având în vedere că eu făceam construcții și content mult mai, adică mă refer mai mult decât ei, când îi construia de beau casă. Asta au zis și gagică mea și acum scuză-mă că poate te pun să cenzurez pe clip. Da. Ce te fute pe tine grija când postează notificare? Exact. Ce te interesează când postează ăla la altul? Tocmai. Atâta timp cât o venit să filmeze și a ieșit clipul fain. Nu? Nu? Păi sunt eu nebun la cap, mă, spuneți-mă voi în comentarii acolo, spuneți-vă și voi, vreau să vă spuneți părere, vreau să ascultați cum trebuie și să vă spuneți părere. Cât de stupid e asta? Deci el care are 140.000 de abonați, depinde el de ce, cum evoluez eu? Dar l-a băgat deci, pe copilul ăla de 100 de abonați, care posibil să, na, gen, să facă sau să nu zicem, facă? Să zicem că vin eu cu tine, cu Ionuț și cu Raton și facem o serie toți patru. Horror. Minecraft. Ce contează, frate? Exact, adică na, ăsta mi se pare atroce, efectiv. Și prin faptul că zice că nu a văzut o evoluție. Păi ok, Dirtstyle l-a postat de 2 ani. 2. Ce evoluții? Ce videoclipuri? What? Ce glumă proastă e asta? Sincer. Ce glumă, dar eu sunt ultima bază jocuri, că nu înțeleg. Adică și-o mai scris-o și prima să vadă toți. Bă, din nou, și acum eu folosesc foarte multe exemple. Crezi că pe Dream îl interesează cum editează ăsta, Sapnap, clipurile lui în care e în Manhunt-ul cu Dream? Crezi că îl interesează cum editează Sapnap POV-ul lui? Logic că nu. Nu-l interesează, știi ce-l interesează pe Dream? Să fie interacțiunea faină la filmare, să iasă clipul bun. Logic, asta caută lumea. Că își editează Sapnap clipul, că își pune cut-uri șmechere, tranziții și așa mai departe, nu îl încălzește cu nimic. Da, uite Filza care face numai live stream-uri acolo. Zici, fii atent, zici, chiar dacă o să susțină Cosma că el a muncit mult și a pus suflet în sezonul 3 și 4, este, fii atent aici, este vorba de calitatea videoclipurilor postate. Vreau să intrați toți pe canalul meu, vreau să vă uitați să-mi faceți niște vizuri, vreau să intrați să vedeți toată seria din nou, de la 1 la 50 de episoade. Da, nu sunt un YouTuber de 1 milion de abonați. Am cut-uri unde trebuie să dau cut-uri și l-am aranjat cât de frumos am putut eu. Timelapse cu ce dragia mea am mai făcut eu pe acolo ca să n-am, să vedeți evoluția, fiindcă asta mi-a plăcut mereu. Și fazele amuzante. Și uneori mai puneam și sunete și chestii. Ce vrei, vrea să fac videoclip de ăla, că nu înțeleg. Care-i faza? Ce că un videoclip de 12 minute, pardon, cu breasla, din care 7 minute e timeless, nu este un videoclip calitativ, și zice el. Da, așa au văzut el la mine. Când el face exact chestia asta ce o scris aici. What? Bun, hai să dezbatem un pic chestia asta și eu mă pun în pielea subscriberului lui Blushman. Eu sunt subscriberul lui Blushman și am văzut toate episoadele cu breasla 4 a lui Blushman. Și nu mai am acum la ce să mă uit, că sunt la zi cu episoadele lui și vreau să mă uit și la ceilalți. Și mă uit la Colpir, și mă uit la Xilenașu și mă uit la Ionuț și nu știu ce, și ajung și la clipul lui Cosma. Și clipul lui Cosma este un clip de 9 minute, din care 7 minute e timelapse. Și după aia, evident, dau dislike la clipul lui Cosma pentru că nu-mi place, da? Da, nu, da. Și după aia ce fac? Mă duc la videoclipul lui Blushman și spun eu nu mă mai uit la videoclipurile tale, Blushman, pentru că faci seria breasla haiducilor cu Cosma și nu-mi plac clipurile lui Cosma pentru că clipurile lui Cosma nu pasă nimănui, frate. Nu-i pasă nimănui, exact. Nu-i pasă nimănui. Dacă nu-ți place, nu se uită. Exact.
Ca și cum, tu, băi, băi, dar dacă te pui în perspectivă, cât de stupid e toată chestia asta pe mine, mă termină psihic. Și zice el, zice puf care pune episoade de 59 de minute, mâncavaș, în 2024. E destul de ok chestia asta cu videoclipurile lungi, faci reticență, în fine, e vorba de analitice, dar nu contează. Ba chiar aduc un contraargument la chestia asta, ce a zis el aici, clip de 9-12 minute cu timelapse, nu știu ce. Uite, să zicem că eu sunt mare fan Blushman și nu suport cum faci tu clipurile, că tu le faci scurte și pui timelapse și nu știu ce și nu e content, da? Mai degrabă, dacă sunt interesat de ce ai construit tu în alea 7 minute de timelapse, mă duc la Blushman. Și mă uit la Blushman să văd ce ai construit tu pe clipul lui Blushman. Dar nu știu unde a văzut el 9-12 minute, că videoclipurile mele sunt 20 plus. Eu nu știu unde a văzut el. Nu știu, dar să zicem, că în mintea lor, argumentul lor e valid, știi? Eu am creat scenariul ăsta cu acest abonat al lui Blushman, acest fan în rate al lui Blushman, care a văzut toate episoadele lui și acum nu mai are la ce să se uite și se uită și la ceilalți haiduci. Și o să vină la clipurile tale și o să zică: a, păi da, Cosma nu face clipuri faine. Dar dacă, ascultă-mă, Xelinașu, dacă nu li plăcea cum făceam eu videoclipurile de la început, nu veneau, că eu am avut vreo 2000-3000 de abonați aveam când am intrat în brăza reducilor, nu veneau în pușca mea restul de 4000 și ceva de abonați, nu veneau să uite la mine dacă nu li plăceau, ci cum eram hype și din alea. Nu veneau. Zic eu, că nu veneau de la ei, mă refer, știi, dacă nu le plăcea, nu? Zice, uite tu, zice într-adevăr că au fost băgați oameni care au 3 videoclipuri pe canal, uite specific 100 de abonați, asta e așa, dar videoclipurile specifice erau făcute ca lumea. Ni trebuie, cum am zis, din nou, deci ce contează ce fac eu. Dar puteți vă uitați, cum am zis, puteți vă uitați pe canalul meu să vedeți fiecare episod și să-mi spuneți voi, să le comparați cu episoadele lor. Să-mi spuneți, poate, na, nu știu, am uitat să dau un cut când nu știu ce ziceam sau nu știu. E un stil de edit. E un anumit format, știi? Deci fii antenă ce zice el, poți lua orice videoclip al noilor membri de pe Breaslă și să-l compari cu ultimii videoclipuri. Da, cum am spus, videoclipurile mele sunt straightforward, sunt cut-uri unde trebuie, lăsate părțile amuzante și ce vrei mai mult de atât, nu înțeleg. Sunt bucăți puse cap la cap și întocmai e o compilație de uite ce s-a întâmplat de când n-am mai postat. Dar eu nu pun, n-am pus, adică gen nu m-am focusat niciodată, că dacă aș sta și eu cât o săptămână să editez la un videoclip, logic aș putea să fac și eu la nivel de ăștia de 2 milioane de abonați, dar n-am stat să-l dichisez, nu? Bă, aia zic, îs formaturi și formaturi de clipuri. Dar pe mine mă interesează, cum le-a făcut. Uite, Dirk, na, uite la episodul lui Dirk. Crezi că e ceva special acolo? Uite, tot la fel, cut-uri. Nu, n-am răbdare să mă uit. Am zis, am văzut jumătate de episod la Colpir și după aia am intrat la Blushman să văd dacă o băgat în episod faza în care dădea disconnect 5 minute într-una. Da. Și nu a băgat. Și atâta, nu mi-a mai trebuit să văd altceva. Exact. La asta revine întotdeauna argumentul ăsta lor. Cu ce te încălzește pe tine, cum editează și cum postează celălalt, atâta timp cât e activ pe server, vine la filmări. Construiesc niște chestii care nu le-a mai văzut nimeni pe breasla reducerilor până acum. Sincer, puteți să vă uitați să-mi comparați construcțiile mele și ce fac eu cu ce fac ei. Nimeni. Exact, adică lasă omul să aibă contentul cum poate el, să-l editeze și cum vrea. Și rezumă-te la ce content creează pentru tine. Întocmai. Zice, totuși, cel mai mare motiv, și când m-au adăugat prima oară, făceam doar live-uri, deci doar din nou, ca să readuc aminte. Totuși, cel mai mare motiv pentru care Cosman a fost invitat este personalitatea lui. Păi, în comentariile lui Blushman și lui Colpir parcă spuneau că nu era că n-am postat videoclipuri. Acum spui că e personalitatea mea. Eu ce să mai înțeleg din chestia asta? Te duci înainte și înapoi ca la piață. Ia să vedem ce zice aici. După cum am spus mai să zice, Iezin, ca să dau câteva exemple și în sezonul 3. Exact, de acum zici despre sezonul 3, da? În bătălia de la zona de magazine. Deci fii antin, el știe tot, el n-a fost deloc în sezonul 3, n-a stat pe chat, că doar cu vorbile lui a zis că nu l-a interesat și ne-a lăsat așa, dar el știe tot. I-a distrus puțin din magazinul lui Colpir, fapt pentru care omul s-a supărat. E super pentru o chestie copiată cu laimatica, for fuck's sake, lasă-mă, da, ok, să zicem că am pus suflet, nu mă pun în locul lui, zicem că am pus suflet.
Cum am zis, putea Colpir să fie direct, să-mi spună, bă, Cosma, ești un prost, te rog frumos să nu te mai legi de mine sau nu te mai legi de construcțiile mele. Și, da, nu? Eu doar nu eram handicapat să continui, da? Zice, dar s-a supărat din cauza că nu a fost anunțat. Zice că o să facă treaba respectivă. Cum am zis din nou, unde mai este reacția în pușca mea? Unde mai e reacția? Dacă eu îi spuneam, bă, vezi că o să-ți fac chestia respectivă. Mă lași? Mă lași? Mă lași? Oricum intri pe server și vezi, de ce trebuie să te mai anunți? Întocmai. Zice, asta e scuză. Când cea mai proastă scuză, când toți membrii Bracelet au încercat să explice lui Cosma că unde a greșit. Nu, el mi-a explicat unde am greșit, nu restul, fiindcă restul doar mai aruncau așa câte o piatră, mai aruncau o mini. În rest nu a fost. Că exact ce ți-am spus ție acum, Xelenașu, să-mi cadă ouăle efectiv pe jos, să le tărăsc toată viața de speed, de pietre, de, dacă tot ce am zis, exact cum am zis și atunci. Am participat și la ședințele din sezonul 4, știu care era vibe-ul. Exact. Omul a luat-o foarte personal, zice el, și nu prea a fost frumos ce a ieșit după. Deci aici nu înțeleg ce-a fost dramatismul ăsta, că nu a ieșit nimic după. Eu m-am împăcat cu Colpir, am continuat ce făceam ca de obicei. Nu știu despre ce vorbești. Aici e lumea lui. Aici a părăsit domeniul spațial. Nu știu ce știi. Dar uite iarăși o discuție între ei. Nu știu. Asta nu știu ce. Nu știu de unde vorbești. Asta poate să răspundă dacă vrea să răspundă. Da. Am avut aceleași discuție cu el și eu nu de foarte mult timp, zici. Deci asta a fost luni de zile, aproape an de zile. Tot nu am înțeles unde a greșit, continuă să pună. Deci el cum îi zice... Puf, când îmi vorbește, el nu vorbește gen să îmi aprobi și mie să mă înțeleagă, el zice imediat din contra. Adică că da, că l-ai supărat pe Colpir și că drajdemează, că tu nu înțelegi că chiar dacă a fost o chestie creativă, cum îi zice, nu trebuia să o faci fără să-l anunți. Dar uite că zice mai sus... De faptul că n-ai evoluat tu cu clipurile și nu mai știu cum o zis. De ei n-au evoluat cu contentul. Exact nimic, același adică content, aceeași idei. Da, da. Să zicem că, nu știu, na, uite, cum a avut Mambo treaba aia prin Hermitcraft cu mustața lui, știi că îi furau ăștia. Da, cu mustața, da. Așa, na, imaginează-ți că și-a făcut un shop cu fața lui și ăsta i-a furat mustața de pe... Ce tare! De pe shop, ce amuzant, nu știu. Da, și... Era împotriva regulilor atunci, știi? Aha, aha. Și ori vorbi după aia și au zis, bă, da, a fost foarte mișto. Comic, toată, adică a fost comic, faza, efectiv, adică da. A fost primită bine și de public pe clipul ăluia, a fost amuzantă, a fost o interacțiune așa și după aia au modificat regula și au zis că, na, fără distrugeri de bază și astea, dar i-a permis, nu știu, prank-uri, troll și așa mai departe. Da, da, da. Știi? Și o chestie de genul ăsta. Asta e chestia pe care îi nu o înțeleg. Uite, fast forward la Dream SMP. Bă, oamenii ăia efectiv se grifuiau între ei. Își asumau până și chestia că, bă, vine armata de copii de la unul la altul în comentarii să dea cu hate că, bă, ce i-ai făcut lui ăla și nu știu ce. Că l-ai trădat, că l-ai omorât, că l-ai nu știu ce, că l-ai din astea. Da, adică făceau... Pentru că era vorba, fratele meu. Dar să zic, să te superi pe niște pixeli, cu ce scrie aici, zice, deci fiindcă astea sunt vorbele mele, dar nu sunt puse complet, cum am zis eu, că eu n-am zis exact așa, zice, ce contează că a distrus un pic din clădire, că oricum era luată de pe internet și nu a pus suflet în ea. Ăsta a fost un statement de-al meu, din cauza că, și nu le-a venit, de asta l-a pus aici, nu le-a convenit, fiindcă s-au simțit toți, puf. Colpir, Dani și Blue s-au simțit toți da. Atacați aici, fiindcă le-am zis pe față, efectiv, că nu sunt din nivelul la care se crede sau se arată ei. Și, cum îi zice, au fost pe breață și așa, au fost oameni care au construit, cum și eu, care am construit de 10 milioane, s-au făcut chestii mai interesante decât ei de 10 milioane de ori mai. Adică, e bune. Uite la Zino, ce baze gigante, ce futuriste ce crea de la el, nu? Și comparând cu Blushman în sezonul 3, construi niște case copiate, rotite așa și copiate cu lagmatica. Deci că ăla nu e un motiv să distrugi o parte din clădirea cuiva, zici.
Omul n-a înțeles efectiv că eu tot ce am făcut a fost pentru ei. Clădirea la care omul a muncit, zice el. Na, dacă dat click da, dreapta are... pe la imatica, gen, se consideră muncă. Da, o strâns material, nu zic, nu, doamne ferească, dar gen, să dai click dreapta pe la imatica, nu știu dacă se consideră muncă, dar ok. Acum, na, greșeala mea, care, gen, uite, colpiu după ce a întors laserul, a tras în turnul meu care l-am construit efectiv pe episodul. Toate episoadele care le-am și acum pe live-uri când construiesc, eu le construiesc din capul meu, din mintea mea, cum simte sufletul meu. Și el a tras cu laserul și mi-a distrus clădirea aia care arăta de 10 milioane de ori mai bine ca shop-ul lui. Din sufletul meu construit, nu luată cu laimatica, nu luată cu orice sau construită din altă parte. Zice, cam aceeași chestie s-a întâmplat și în sezonul 4 când Cosma a făcut ceva prostii. Nu știu la ce se referă. Nu știu la ce se referă asta. Povești. Și se așteaptă că lumea zice să le caute și să le citească. Deci, omul meu, și le-am zis și la ședință, doar știți că așa, le-am zis, băi, când a apărut câte un fiecare monstru din pământ, știi, că eu am făcut și joculețe, le-am făcut o grămadă de chestii. De fiecare dată când a apărut un monstru de genul ăla, eu am construit într-o zonă, bă, se vedea, mă, că nu era nimic în prejur, în cața, și nu a fost nimic în sezonul 4, doar eu am construit. Se vedea clar într-o zonă. Și, spre exemplu, când am construit șarpele de gheață, care scuipa din cauza că, na, bă, noi am intrat în munte și am minat, el s-a supărat și s-a trezit, da, și s-a ridicat de acolo. Eu am făcut un loc special, mă, unde era o fucking carte, fiindcă el a zis, Puf a zis că în sezonul nu știau ce să facă după aia, nu știau de unde. Acum le-am pus și așa nu ți-am pus cartea aia acolo cu poveste, bă. Le-am făcut exact poveste ca la copii, bă, să zică, bă, au ieșit așa șarpele, nu știu ce dragi de mează urmă. Tu pe continui. Am făcut o apărută de alt monstru, la fel, jos acolo, lângă construcții, era un alt loc în care era o altă carte să citească, continuarea cum ar veni. Bă, dacă tu îmi spui mie că noi, nu, mai ales că Puf, nu știu de ce Puf vorbește în primul rând, că nu a fost în sezonul 4, dar el vorbește. Și, gen, eu le-am pus chestiile să citească efectiv, da? Au fost la ședințele alea. Da, au fost la ședințele. Degeaba zice că... Da. Că zice mai jos aici, asta din ce am înțeles eu, nu din ce ai înțeles, ai fost la ședințele alea, Puf. Din ce a înțeles el, da, acum din ce a înțeles el. Cosma a luat-o personal, s-a atacat și totuși a degenerat. Totul a degenerat, zice. Măi, eu nu mi-aduc... Nu am degenerat nimic în sezonul 4. Eu nu mi-aduc aminte și degenerări, ce... Stai, bă, Cosma, ce ai făcut, mă, din cauza ta s-a lăsat Blushman de sezonul 4? Aoleu, nu mi-aduc aminte, bă. Ce am zis? Ba, zic eu acum, mă. Ce am zis? Păi n-ai acceptat tu atunci că nu facem povestea ta. Ai zis că nu, dar eu continui cu povestea mea. Și după aia Blushman a zis, în gândul lui, hai, nu pot să-l controlez pe ăsta. Dacă ceilalți nu propun că să-l dăm afară pe Cosma din Breast, atunci ies eu. Da, bă, și de asta au plecat și nu mai vorbea cu nimeni, bă, acum mi-aduc aminte. Asta a fost plan, mă, să lase Breast la 2 ani așa. Da. Ca după aia să poate să te dea pe tine afară. Exact, ca să nu mai pot, gen, bă, zice, păi ia să, că primul sezon și în al doilea și am postat și după aia zice, bă, trece o perioadă de timp, clar îl dau afară. Numai fun fact și amuzat ca să înțelegeți, Blushman a vrut din sezonul 3 să bage un bundle efectiv, bă, și știți bundle-ul ăla cu sacul ăla în care pui itemii, a vrut să-l bagi din sezonul 3 și noi nu prea am acceptat atunci. În sezonul de acum, Ghiș a făcut Blushman. Deci nici măcar Mojango n-a mai acceptat bundle-ul ăla să-l bagi în joc, dar Blushman a ținut că el a zis cu vocea lui pe live, a zis că el menține modurile și ce au băgat pe serie și omul a ținut morții și să aducă de acum 3 ani de zile să aducă bundle-ul ăla și să-l bagi în joc pentru bucuria sufletului lui. Numai ca să înțelegeți la modul ăsta. Asta din ce am înțeles eu. Deci iar din nou spune din ce a înțeles el. Bă, deci mă termin psihic. De ce te afirmi tu? De ce ai venit tu să vorbești în numele lor dacă nu știi? Nu mai înțeleg. Ori știi, ori nu știi, ori te-ai el băgat ori mai coerent. Nu mai înțeleg. În scris dintre ei. Bine, Puf chiar e cel mai coerent în vorbire dintre ei.
că am avut o dezbatere pe, nu mai știu pe ce subiect odată cu el, la el pe server și astea, și am văzut că gen omul chiar știe să-și argumenteze și astea, dar din nou... Oricum, nu știu, eu cum zice, noi am avut, cei care știu pe canal și la Puf și la mine, gen știu că noi am avut și un SMP între cupluri, ne-am distrat o grămadă, am râs și acolo, dragi de mează, de să zic, eu, cum îi zice, de asta am avut o legătură cu Puf, ca frățească, ca zic așa, poate, nu știu, poate pentru el nu, dar pentru mine cam, eu cam așa au fost, știi? Și au fost serii în care ne-am înțeles, gen care am vorbit, într-adevăr, nu știu, are o chestie care el de fiecare dată, gen orice aș zice, chiar dacă e adevărat, chiar dacă nu e adevărat, el tot e contra mea și gen să fie ca și el. Acum nu înțeleg de ce, dar în fine. I-am mai spus și înainte chestia asta. Dar ăstea, toate argumentele care le-au dat până acum sunt total opuse, total invalide, nu știu despre ce vorbești efectiv. Deci e un pic cam greu, gen, după aia să inviți pe cineva într-o SMP în momentul în care persoana respectivă se face neplăcută și e greu să colaborezi cu ea. Silenașu, ți-a fost greu să colaborezi cu mine? E singurul argument adevărat în tot ce ți s-a zis din partea tuturor în toate rândurile astea, în toate discuțiile pe care le-ai purtat cu ei despre subiectul ăsta. Aici e singura dată când ți-au zis-o pe față. Pe față, nu? Da, da, nu pe ocolite. Ți-au zis-o că ești dificil pentru ei și voiam să zic chestia asta. Mi se pare că... Sunt mai bun! I am better! Asta e toată faza, nu vă convine, asta e singura chestie. Am idei, construiesc mai bine, am carismă, glumesc, îs amuzant și toate alea. Nu vă convine, mă, sunteți niște moși efectiv, care de-abia mai tăriți breasa aia de cur numai pentru vizuri. Asta vreți să auziți? Asta vreau să auziți? Asta e, nu? Asta vreau să auziți din gura mea, gen ca să fiți mândri odată de voi, nu? Stai să-ți trimit un clip să-l bagi aici la rentul ăsta al tău, când ai urlat la este. Bă, hai să vă spun. Știu că sunteți invidiați. Sunt prea simpatic, sunt prea șmecher, sunt prea așa. Și mă luați cu comentarii urâte pe Facebook și nu-mi place. Eu sunt simpatic, sunt frumos, sunt șmecher, sunt toate calitățile am. Și voi mă luați cu comentarii urâte. Eu vă spun de binele vostru, nu mă vă înjur acum că mă face, mă enervați. Bă, sparg aici, tot să moare mama. Vă omor, bă, credeți-mă că vă omor. Dacă mai mă luați cu comentarii urâte, să moare mama mea. Pe mama care e viața mea. Vă omor, bă, vă omor, credeți-mă, norociților. Să știți, știu că nu știu să vorbesc prea frumos, nenorociți, dar se înțelege așa. Hai, să n-aveți parte de iubirea voastră, de nevastele voastre, dacă mai dați comente urâte. Sunt prea simpatic așa și de-aia mă luați așa, că am tupeu, mai șmecher așa. Duteți-vă, dracu, hai. Deci zice că e greu și e plăcut să colaborezi cu persoană ca aia. Eu vreau să vină eu nu să-și dea cu părerea despre ce-am... Uite asta, Cornel. Deci... deci... Vrei să-l arăt aici acum? Știu că sunteți... Da. De stai că acum, evident. Sunteți invidiați. Stai. Hai să vă spun. Știu că sunteți invidiați. Sunt prea simpatic, sunt prea șmecher, sunt prea așa. Și mă luați cu... Singurul rând de adevăr în toată discuția pe care a avut-o cu ei, sincer, faptul că te consideră neplăcut să colaborezi și dificil, sau nu știu cum... Da, așa zis. Asta voiam să zic. Ei patru, Colpir, Dani, Glushman și cu Puf, sunt niște oameni, s-au găsit, atunat și i-a adunat, practic. S-au găsit... Să aibă aceeași mentalitate, aceeași opinie despre sfera YouTube-ului, Minecraft-ului și așa mai departe. No. Și, practic, s-au găsit grupul de afirmaci, ca să zic așa.
Da, adică unul zice ceva și alalt sunt Așa. Și de ce nu facem view-uri? Păi că așa, așa și nu știu ce. De ce nu facem și noi o serie cu toți youtuberii de Minecraft din România? Mm. Ah, păi că ăștia din noi, mă, de vor să facă, să dea start la recording și după aia să posteze și atâta, să nu editeze, să nu nimica. Da, ba, așa e, așa e, ai dreptate, noi muncim, noi facem clipuri muncite, noi facem, noi venim cu idei unice, noi venim așa, așa, da, bă, da, e, e nedrept ce se întâmplă. Adică, cumva s-au găsit, s-au găsit patru oameni care să-și găsească alinare în în deziluziile în tocmai. Deziluziile știu ce vrei zici. Și toți, cei care înțeleg, înțeleg. Toți sunt de acord cu aceleași deziluzii, adică toți patru sunt de acord cu deziluzia fiecăruia, știi? Păi nu ne merge pentru că din cauza asta, nu cumva pentru că nu știu, avem un content învechit și de fapt, uite, eu mi-am întrebat, oamenii. Au preferat să scoată pe ăla creativ și entertainment, gen ca să poată să rămână tot în sfera lor. Nimeni nu se uită la content românesc. Nimeni. Păi a devenit atât de monoton, toată lumea trebuie să lingă din aceeași șizmă și din cauza asta nu atrage, nu face relatat de chestia asta care a spus-o el aici la final, gen ce că e greu să invizi pe cineva așa, cu care e neplăcut și e greu să colaborezi. Eu vreau să mergiți toți milioanii, care toți abonații de la mine, de la care o să vină, dragii mei, care o să uite, eu vreau să mergi să-l întrebați pe Xelenașu, pe Ionuț, pe Raton, pe Dragon, pe Deme, chiar și pe Colpi și cu Dani, nu știu dacă am filmat. Ba da, am filmat episodul când ne-am făcut rolul Colpi. Deci, eu vreau să-i întrebați pe ei dacă eu sunt o persoană greu cu care se poate comunica, care se poate filma sau chestiile astea, să vedem dacă e adevărat ce spune Puf. Fiindcă mi se pare cea mai dezamăgitoare chestie care am citit-o vreodată. Deci eu nu știu. Ia spune, Xelenaș, nu te-am ascultat, ți-am dat în cap, ți-am vorbit urât, ia spune tu aici, spune, na, uite că cum tu ești prezent. Am fost o persoană greu de comunicat? Nu, adică dezvoltăm pe chestia asta. Bun, nu, hai, nu s-a vrut, zic eu, Xelenașu, nu s-a vrut, fiindcă e prea multă muncă pentru ei. Asta a fost toată chestia. Zice, cam aceeași chestie s-a întâmplat și în sezonul 4 când au făcut ceva povești și aștepta ca lumea să caute și să le citească, să le condamne sau nu știu ce. Păi, nu, adică gen, ai zis că nu ți-am dat informații, nu le-am dat informații în sezonul 3. Acum le-am făcut cărți, le-am făcut povești, le-am făcut, nu? Logic, te plimbi pe acolo. Era la spawn, te plimbi pe acolo. Vezi, nu, ce s-a construit, ce se întâmplă. Nu ești interesat, gen, bă, ia uite, bă, ce a apărut acolo pe deal. Eu ți-am zis-o și atunci la ședințe și ți-am zis-o direct. Bă, eu sunt praf la construit și sunt sigur că nu m-ați luat în breaslă pentru ce builder magnific sunt eu. Sunt vai de steaua mea la capitolul ăsta. Și de-aia nu mă bag în chestia asta cu construitul. Da, dacă se lineașe, dar ai venit măcar, tu măcar ai venit cu chestia asta. Băi, nu ești bun la construit, că eu am încercat să-i includ pe toți. Dar ai venit cu chestia aia, că mi-ai furat măgarul, sau calul, ce aveam eu atunci. Ai încercat. Eu când am venit la voi, că aveam lag de la oi și de la vaci, am venit cu faptul că eu înființez poliția haiducească sau nu știu cum am zis pe clip, da? Și că garda de mediu haiducească, nu mai știu, în fine, și da, că asta este o crimă împotriva animalelor sau ceva de genul ăsta. Și că așa ceva este inacceptabil și că voi lua măsuri în privința asta. Ai venit cu o idee, da, știu că ne-ai lăsat și nouă. Am luat măsuri, în primul rând, pentru că eram rupt în cur, n-aveam fermă de mâncare, n-aveam nimic. Și am făcut la memă pe episod chestia asta în care am zis că voi elibera animalele sau astea. Hai, veni cu idei, Iza. După aia am dat cut și aveam în hotbar mâncare gătită de oaie sau de aia. Da. Am înțeles. Eu până atunci aveam, nu știu, morcovi sau cartofi sau ce aveam, nu mai știu exact, dar se vede pe filmare că îmi schimb mâncarea. Exact, da. În carnea de animalele respective. Deci,
Și le-am băgat acolo sub și ăsta și asta zic, de ce gen, venit? O poveste, v-am zis după aia că sunteți dați în judecată de Consiliul Haiducesc și nu știu ce și ăstea. Și urmată pedeapsa pe care vă dau tot eu vă dau în judecată și eu vă dau și pedeapsa, era să construiți o închisoare haiducească, unde să putem să băgăm la închisoare toți haiducii care încalcă legea. Da, da. Din nou nimeni nu s-a băgat în treaba asta a mea. Nimeni. Da. Că Blușmen își făcea orașul de turtă dulce, Colpir își decora cimitirul cu cristale, da. Dani își punea verdeață la casă. Adică... Și acum oarecum regret că n-am filmat mai mult cu tine, sincer. Sincer, regret acum. Eu zic, a fost prea scurt sezonul. Da, adică... a fost scurt. Dar cum am zis, ei plănuiau chestia asta de... Raton chat, dacă nu știți, Raton a vorbit cu mine în mereu, știi? Și mereu a găsit un om cu care se poate discuta cu mine. Și mi-a spus motivul pentru care Raton, doar știți din sezonul 2, motivul pentru care Raton gen nu a vrut să mai își bată capul și a ieșit din sezonul 4 gen la început, a fost din cauza că nimeni nu interacționa cu ei. Adică Ratonul efectiv s-a simțit ca un haiduc care trebuie să, ca un impus, care trebuia să stea doar acolo să facă chestii, da? Nu să îl bagi, să îl includă, să vorbească. Mereu a zis cu cuvintele lui, puteți să îl întrebați, să puteți să vorbiți. A zis că mereu îs numai ei, ăștia trei, Colpir, Blushman și Dani. Din noi nu știu nimic. De asta nu m-a filmat cu mine omul. For fuck's sake, adică... Hai să vezi și la ăștia mici. Pentru că ți-am zis, e Ciobi. Nu, că acum au zis și Colpir cu vocea lui. Acum vreau, deci ce le-am zis eu în sezonul 4, acum vreau să fie cât mai mult roleplay, să ne distrăm și să colaborăm cât mai mult. Acum, nu mai e cum a fost înainte. Da, degeaba zice, pentru că așa au zis și la începutul sezonului 4 și... Da, da, da. Zice, Cosma a luat-o personal, s-a atacat și totul a degenerat. Deci din nou zice chestia asta, care eu nu știu despre ce vorbește omul ăsta, că totul a degenerat. Deci când folosești cuvântul degenerat, tu știi ce înseamnă cuvântul degenerat? Înseamnă că îți bagi efectiv pula în neamul lor, efectiv, adică injurii, nu știu, înțelegi? La modul ăla, da, adică totul scapă de sub control, efectiv, totul, nu știu. Asta e limbajul lor pe care au ales să-l prezinte. Da, ca da, să mă pună pe mine în lumină, părerea sau nu înțeleg care fac. Nuante astea, nu. Da, e un pic cam greu să vrei să din nou a scris, deci fiat s-a repetat din nou, a zis, cu două secunde mai sus a scris, da? Și a pus din nou. Da. Persoana respectivă să fie neplăcută și să colaboreze așa din nou. Deci o scris iar. La început, ce asta e? Am zis că putem să-l chemăm și pe el, dar după multe discuții cu Blue, Colpir și Dani. Da? Dar cine noi am zis că putem să-l chemăm și pe el? Că parcă el nu se implica. Na, asta zic și eu. Vorbile lui, el nu se implică, el nu știe nimic. Dar aparent vorbește în numele lor și acum cu ei. Adică... Sunt eu nebun? Eu cred că nu. Ah, și uite cum am zis, breasla haiducilor nu este breasla haiducilor, este de fapt breasla lui Blue Colpir. Exact, ok. Zice restul sunteți invitați. Suntem invitați pe perioadă determinată de ei, adică gen din ce văd eu. Poate se uită cineva dintre ceilalți haiduci care nu sunt Blue Colpir și Dani. Sunteți invitați, nu sunteți haiduci. Exact. Zice, Cosma nu vrea să accepte și să înțeleagă anumite lucruri când îi sunt explicate de alți oameni. Nu vrea să înțeleagă că poate greși. A, statementul ăsta, puf, ăsta e personal de la tine, din ce gândești tu. Nu este de la haiduci. Fii serios cu tine însuți. Că e ok să greșești, zice, că poți să schimbi, poți schimba anumite lucruri la tine și te poți adapta. Din nou, ăsta este statementul tău față de mine, ca și cum am vorbit unul la unul, nu e vorba de ce au zis restul, crede-mă. Că așa aș putea zice și eu, da, de ce nu se schimbă Dani, da, de ce nu se schimbă Colpir, da, de ce nu se schimbă... E un pic de projecting aici. Exact, sincer. Zice, desigur, asta nu înseamnă, zice, că noi avem mereu dreptate și că nu greșim. Ok, trebuia să adaugi și pe asta aici, că da, știi, după aia era prea așa, mirosea plana, știi, după aia dacă... Asta e doar opinia mea, știi, da, adică, da. Din păcate, zice, oamenii au ajuns la concluzia că e o pierdere de timp să încerce să-i tot explice.
Mă, atât de bătut în cap, mâncați așa, îți dai seama, n-am... Mă, ți-am zis care e chestia, ei nu sunt de acord să facă... Nu, alte idei, în tocmai, da, ei... Adică ei trebuie să joace single player-ul lor cu mai mulți exact. Oameni și să fie tot power, family friendly și să nu se supere copiii și așa mai departe, că dacă vine acum, cum îi zice... Blushman a băgat în clipul lui chestia respectivă pentru că încă are impresia că audiența lui și audiența lui Colpir sunt două audiențe diferite și nu sunt exact aceleași persoane. Da, da, da. Și cum îi zice, o să vină acum oamenii și o să se ia de Colpir, deci fanii Blushman, să zicem că sunt 10.000 de oameni care sunt fani Blushman și Colpir și 5.000 sunt Colpir și 5.000 sunt Blushman. Dacă ar fi să aleagă. Din nou. Fanii Blushman ar fi sărit pe Colpir că l-a omorât pe Blushman și ce. Și fanii Blushman și fanii Colpir ar fi venit la Blushman și zic: "Ai zis lui Colpir că pute, nu știu ce", și s-ar fi creat dramă între cele două audiențe. Deci mi-mi place că trebuia să pun, uite aici unde scris oamenii, trebuia să pun iar în paranteză Colpir, Dani, Pup și Blushman. Adică trebuia să exemplifice din nou. Că eu nu știu, din nou. Puteți să mergeți să-i întrebați pe toți, puteți și voi, dacă vă uitați, cu logic o să vă uitați, puteți să le ziceți, să-mi trimiteți screenshot-uri în privat când ceilalți nu se înțeleg cu mine, când nu pot discuta cu mine, când nu se poate ajunge la o rezoluție, nu știu, cum vrei tu, gen, cum vreți voi să formulați. Chiar sunt curios de chestia asta, ce răspuns o să dea Aldionu și restul. Chiar sunt curios. Unde greșește și așa mai departe și au decis mai bine să nu-l invite. Ok. Te-am înțeles perfect, nu mă mai suporți, nu știu, țancă, uraganul, nu știu ce ți-am făcut, nu știu, dar atât de neandertal să fii, să nu poți măcar să formulezi trei, deci ai putut să stai, să formulezi toată chestia asta, să-i răspunzi omului pe chat, pe privat, nu, adică nu privat, în chat-ul de la Minion, să vadă toată lumea, deci ai putut să stai să scrii tot rândul ăsta, dar când te-am întrebat în privat, ai zis că nu știi absolut nimic, că tu n-ai fost acolo. Dar acum ești, pufule, a reușit să faci dita mai paragraful ăsta și n-ai fost măcar tu, care te-am crezut că prieten bun și că mă înțelegi, măcar tu, din toți, poate restul, dragii mei, nu mă suportă, îmi pare rău, măcar tu să-mi spui, băi, Cosma, facem sezonul 5, nu ești invitat. Din motivul ăsta, adevărat, care l-ai exemplificat aici, în ghilimele. Ca să nu se chinuie cu screenshot-uri, zice acolo, și zice, v-am pupat, vă urez multă baftă și aveți grijă de voi. O să ies acum ca să puteți să bârfiți liniștiți breasla și cât de nașpa sunt membrii din breasa haiducilor. Și a ieșit. A ieșit din canalul meu. Și cu asta ți-a confirmat că se va uita la tot clipul pe care îl faci, chiar dacă îl faci de două ore. Exact. Exact. Deci chestia asta mi s-a părut atât de dezamăgitoare de la un om care asta, l-am privit. Asta mai confirmă o chestie. Cu alți ochi. Preferă, și asta e mentalitatea la toți patru. Am observat chestia asta. Preferă să evite un comentariu de hate, sau nu neapărat de hate, să evite unul care nu înțelege despre ce e vorba, decât să aibă 5 comentarii pozitive. Adică mai bine să dă peste cap și să ceartă cu unul în comentarii care e hater sau care nu înțelege de ce s-a întâmplat așa. Adică să ia comentarii pozitive, da? Da, decât să bagi în seamă comentariile pozitive. Nu știu dacă are sens ce zic, că deja sunt obosit. Știu că te-am ținut mai mult decât trebuie, zice. Dar oricum, cu statementul ăsta de aici, efectiv a pierdut ultima chestie de respect. Dar crezi că noi suntem aici să bârfim breasla? Crezi că, gen, am vrut să facem videoclipul ăsta? Nu. Eu... Am vrut să înțeleg... O fi citit istoricul de pe ăsta și au văzut că se vorbește. Nu mă interesează ce vorbesc minionii mei. Logic că sunt supărați dacă, gen, am fost două sezoane, a fost totul bine și frumos. Eu nu știu unde ai văzut tu negativitatea asta, că tu n-ai fost acolo, Puf, în primul rând. Deci tu n-ai fost pe serie, în primul rând. Nu știu unde vii tu cu toate chestiile astea când și spui... Eu nu am vrut să fac videoclipul ăsta. A trebuit să-l fac. Fiindcă m-am simțit... ca un căcat, după toată munca și tot ce am pus în breasla haiducilor. Și am ajuns de la a vă privi cu respect,
cu stimă, ca la niște oameni care e sub talpa papucului, sincer. După toate comentariile, după... Deci vii și îmi spui că... Deci, din nou mă repet, vii și îmi spui prima oară, gen, nu ești în stare să-mi dai tu sau restul, nu sunteți în stare să-mi dați un motiv adevărat, să-mi ziceți pe față, bă, cu coaie, mă, efectiv. Și îmi dați, gen, un motiv, gen, că nu fac videoclipuri când ceilalți n-au postat de 2 ani, respectiv 9 luni, iar ceilalți au câte 2 clipuri pe canal. După aia îmi spui că m-am certat când eu nu știu cu cine m-am certat, eu v-am spus părerea mea și gen voi n-ați putut accepta orice altceva decât ce vreți voi și ideile voastre, când logic e un SMP, e roleplay și toate alea. Dar e evident că din cauza asta nu te-or chemat la sezonul 5. Deci... Pentru că nu erai pe aceeași lungime de undă cu ei. Uite-te mai sus. Și nu era, scrie, nu era mai... discuții cu Blue Colpir și Dani. Ăștia sunt breas la haiducilor. Ăștia sunt breas la haiducilor. Blue Colpir, deci... Dani și Puf, dacă are chef. Exact. Deci ăștia patru sunt breas la haiducilor. Și dacă, aici... Dacă faci ca ei bine, dacă nu, ești liber să pleci. Că sezonul următor oricum facem fără tine. Eu acum stau și mă gândesc dacă Ganicus într-adevăr a plecat sau dacă din nou nu s-a mai aliniat la un moment dat în sezon cu intențiile Breslei, adevărata breaslă, și a fost... Eu cum am zis... S-a găsit, bă, ce dracu să mai fac pe breaslă, ba, picioarele... Eu așa zic, adică nu. Până și el a văzut că nu mai e acești, eu bănuiesc, gen, știi? Asta e părerea mea, tu n-ai fost... invitat pentru că tu ai ideile tale de cum ar trebui să fie un SMP și ei nu sunt de acord cu asta pentru că ei trebuie să facă build-uri, cum ai zis și tu, cu Lightmatica. Mm-hmm. Și Lightmatica nu include dragon de zăpadă scoș așa din neant. Exact. Și nu știu să răspund de la asta și eu n-am fost chemat pentru că mi-am băgat picioarele în Secret Santa la episodul 3 și n-am mai postat, deși s-au filmat înainte, să știi, gen, sau Secret Santa s-a filmat tot până să începem să postăm. Mm-hmm. S-a filmat în noiembrie Secret Santa și s-a postat de-a lungul lunii decembrie. Mm. Și episodul 2 a ieșit ok, a ieșit decent pentru că am fost Grinch. Dar ideea a fost slabă încă de la început și le-am zis chestia asta... Și pentru că le-am zis că dacă nu ești Grinch nu o să ai content, s-au făcut ședințe peste ședințe ca să venim cu acele task-uri care sunt atât de trase de păr și atât de... Da, logic, știu. Da, exact asta ce-mi spui acum mi-a spus exact și sperii, exact aceeași chestie mi-a spus și el. Când le-am zis că, bă, n-au sens task-urile astea și ar fi mai bine să... Nu știu, facem mai puține task-uri și să fim împărțiți pe grupe, gen, să fim obligați să facem task-urile împreună. Ai venit cu idei, na. Bă, dacă ar fi stat să mă asculte și acum o zic, nu știu cine se mai uită până la minutul ăsta în clip, dacă ar fi stat să mă asculte când am venit cu propunerile pentru Secret Santa și ar fi acceptat, Secret Santa ar fi derulat în felul următor. Dar am zis că nu-mi răcesc gura pentru că am încercat să vorbesc și m-am lovit din nou de eternul ne complicăm, da. Asta e terminul spus, ne complicăm. Prin nu știm să facem o chestie sau n-avem creier sau nu putem chestia asta să o facem, pur și simplu se traduce cum, de asta zic, că tot ce ai spus acum, exact aceeași chestie a spus-o și sperii. E vorba că, cum îi zice, dacă nu s-a făcut cum a vrut Blushman, la fel, n-a fost bine. Și faza e cu, cum îi zice, într-adevăr, din ce am observat, dacă ei să facem un rezon, nu sunt dispuși absolut deloc la nicio idee de la ceilalți. Deci tot vrea să fie cum vor ei. Și cum îi zice, dacă hai să facem un rezumat acum la toată discuția, din nou, n-a fost un videoclip în care gen să bat joc de cineva, să, cum îi zice, să jignesc, dacă vor să mai vorbească cu mine, să vorbească, dacă nu, eu, cum îi zice, pe mine m-am simțit
rănit, efectiv. Pe scurt știu ce vrei să spui, dar mă refer că pe scurt tot ce a fost o idee care să includă pe toți, să facă ceva nou. Să facă ceva care nu n-a mai ce fost făcut. Ce soluții ofer eu aici sunt soluții pentru oameni care sunt dispuși să creeze un pic de dramă. Adică am încheiat în cel mai epic mod sezonul 4. Ori dacă mentalitatea 4. Ta este să faci clipuri pentru copii de maxim 10 ani care nu înțeleg ce faci tu, ce content avansat faci tu, atunci da, nu ești de acord cu chestia asta și zici nu bă că o să se supere abonații, că uite că așa nu știu ce. Păi asta e gândirea lor, dar eu gen am făcut laboratoare, rachete, gen infestații, să infesteze zombie cu un virus, gen care ne-a atacat, care ne-a subjugat efectiv și am plecat după... Cât, gândiți-vă cât potențial, deci gândiți-vă cât potențial. Că racheta aia ta trebuia să se ducă către baza lui Colpir? Da, în centru. Da. Și am zis eu, da, ce-ar fi dacă racheta aia e de fapt... O bombă chimică. Și s-a prăbușit acolo lângă, da, efectiv. Pornim evoluții și pornim o din asta exact. cu zombi, un outbreak, hey, zombie hey, outbreak. Vezi, uite cum s-a putut. Cum Xelenașul a putut gândi. Asta, și le-am zis, și facem după aia, putem să facem o serie cu apocalipsă zombie, că am găsit eu un mod pe fain, nu știu ce, așa, nu știu cum. Da, s-a vrut. Uite, s-a vrut. O zis Puf la ședință că, bă, m-aș băga și eu la o chestie de genul ăsta, că sună fain. Da, dar, Corpir, și Dani și cu Blushman nu se băgau, că îi trebuie să intri în Park City, știi, adică... Și facem o breaslă apocaliptică. Cât potențial, gen să faci un logo din ăla fain cu zombie. Dacă tot au vrut să se ducă așa pe poveste, să aibă seriile continuitate, că trecem din portalul din sezonul 3 și ajungem în sezonul 4 și vrăjel de genul ăsta... Păi vin eu, frate, vă aduc eu idei. Dar dacă îmi veniți după aia cu a, ne complicăm, păi scuză-mă, frate, dar... Paza e, dacă e să facem un rezumat total, mă refer, din ce am înțeles eu din toată chestia asta, e că nu au apreciat absolut deloc tot ce am făcut. M-au văzut ca un inamic, nu ca un prieten, ca un coleg, ca un dragemează. Tot sacrificiul, tot timpul și tot ce am construit, tot ce am făcut pentru breaslă a fost egal cu zero dacă i-am atacat casa lui Colpir. Mi s-a dat și am fost jignit prin modul ăsta că nu am fost informat, am fost dat afară, mi s-a răspuns cu curul ca la un nimeni, gen primele mesaje la care după aia Puf știe, nu știe, se implică, nu se implică, le-a luat el din nou cuvântul, că ei n-au putut gen să-mi răspundă cum trebuie. Ce să mai zic? Deci efectiv mi se pare că și-au bătut joc de mini prin chestia asta. Îmi spun că gen videoclipuri și alții nu postează de 2 ani. Deci m-au luat la glumă. Deci dacă vouă vi se pare că sunt niște oameni maturi care gândesc, care nu, eu nu știu ce să spun. Dacă vouă vi se pare normal cum am fost tratat în tot ce ați văzut, tot ce ați citit, că doar am pus toate comentariile de aici de sus până jos, dacă vi se pare normal ce s-a întâmplat, cum s-a procedat, cum am fost dat afară, pe scurt, că îți dai seama că dacă eu acum, gen, și chiar și dacă nu făceam videoclipul ăsta, chiar dacă nu făceam videoclipul ăsta, eu tot nu mai eram invitat în următoarele serii. Chestia asta a fost totul de la blu. Poate să spună Puf ce o vrea el, poate să-l ia apărare cât o vrea el. Blushman e singur care, gen, a venit în primul rând cu ideea asta, vă garantez. Colpir și cu Dani au acceptat fiindcă ei sunt acolo pentru Blushman, iar Puf le-a luat apărarea lor. Dacă așa s-a decis, eu am vrut să continui și în următoarele sezoane, am vrut să dau la fel tot din mine, gen nu știu, cum am spus, de certuri, de ce a spus el în comentarii respective, puteți să mergeți
m-am zis la toți haiducii cu care eu am colaborat, cu care am făcut și am filmat, cu care am râs efectiv în fiecare videoclip, să mergeți să întrebați dacă eu sunt o persoană care nu se poate comunica și nu știu. Nu le-a convenit lor ideile mele și modul sau cum le-am aplicat sau nu știu. Da, nu sunteți. Nu, dacă v-ați compara cu Hermit Craft, nici măcar la unghia de la piciorul mic, nu sunteți gen a content, a creativitate, ca construit, ca roleplay și chestiile alea. Nimic. Vă zic sincer în față, nu sunteți. De asta eu am rămas profund dezamăgit și când am intrat și când am plecat acum. Părerea mea. Puteți să-mi săriți în cap, puteți să vă spuneți, să vă exprimați și voi părerile în comentarii. Încercați să nu dați cu hate, încercați să fiți rațional și să dați un răspuns fine, coerent, gen ce părere aveți voi despre toată chestia asta. Dacă eu am fost tratat și motivul lor, dacă eu am fost tratat cum trebuie sau eu sunt divină. Aici depinde cum gotrăți și vedeți voi toată chestia asta. Îi mulțumim din nou Luxilenașu și că și-a oferit timpul gen să stea cu noi până la final. Am zis că stăm până la ora 12 și deja e 1:30. Dar da, cam asta o să fie. Eu vreau să știu de la ei de ce când le-am propus eu să jucăm un scenariu de apocalipsă zombie, au zis că vedem și după aia s-au tras pe cur. Exact. Ca anul ăsta să facă și Blue și Colpir. Aceeași, exact. Exact, clip cu apocalipsa zombie. Cu apocalipsa zombie. De ce? Pentru că au văzut de în străinătate. Exact. Deci e lame, că... Acum glumesc, dar pe bune acum, v-am propus chestia asta cu 2 ani, adică să fim serioși. Da. Și sper că v-ați primit răspunsul pe chat, deci eu am fost dat afară, nu e niciun debate aici, am fost dat afară pe niște motive absolut și teribil de banale, dezgustător, de ipocrit aș putea zice, efectiv când spui că... videoclipuri și când pui persoane care gen, din nou, n-am nicio problemă cu niciun haiduc, nici cu Ionuț, nici cu Blushman, nici cu ăsta, e vorba doar cum s-au comportat ei. Deci eu dacă m-aș întâlni cu Blushman acum, nu că l-aș lua la bătaie sau ceva de gen. Dar înțelegeți unde bat. Adică puteți să vorbiți cu ei, le cereți părerea și drăgemează. Cam ăsta o să fie videoclipul, sper că v-a plăcut chat, vă aștept cum am zis comentariile să vă spuneți părerea acolo. Și... eu provoc pe Blushman în RXF. Ce dragi mea să-i mai știi? Este gala de MMA. Băi, răzică. Nu, dar serios, dacă... Dar dacă ți-a rucos, vor... dacă ți-a rucos scobitoare, bă, Blushman, acum, come on. Te lasă cu... Iată, dacă vor... Sincer, adică... Acceptă luta, Blu, da? Ai auzit? Acceptă. Da, și Blushman te provocă în RXF. Da-i. Da, glumim. Dar să nu dai disconnect. Dar oricum, da. Ce îți dau disconnect? Să nu dea disconnect. Ah, să nu dea disconnect. No, e meme, chiar m-am tăvălit de râs când am văzut că n-o băgat în clip faza cu Colpir când tot dădea da, aia a fost lame oricum. Da, bun. Nu uitați să apăsați butonul de like și la Xilenașu. Și dacă ați rămas până acum, dați click dreapta și replay pe clip și dați-l pe mute și mergeți și faceți-vă treaba, să-i faceți watch time lui Cosmin. Cine știe, ai văzut? Ce vorbești, bă? Păi da. Da, vă lăsăm, numai bine chat. Vă mulțumim frumos pentru că ne-ați urmărit. Aveți grijă de voi. Numai bine. Și să nu lase păsărele. Yo, ciao. Bye!